peste două ore. Deci, e clar că azi o să fie o nebunie. Era cât pace să fie exmatriculat, am fost doar eliminat câteva zile, sau nu știu cum se numește. Da. Pentru că am spus El Zorab și toată lumea a interpretat ca felul în care am spus eu poezia și care era într-adevăr tendențios, merită o exmatriculare. Pentru că am spus, dar pașa-i pricepu la cai. Bine, a și prins niște vremuri. Sunt povești asta de demență totală. Ăsta <laughs> covaș, țina o boabă de strugure și ăsta trăgea și mă gândeam, băi, lovește degetul numai când în viața lui la chitară. Și asta o spune fostul creator de costume al trupei Phoenix. Mi-aduc aminte iară că nu erau atât de multe lumini pe cât iar un prieten de al unii cu care lucra la aeroport a aranjat să ia... Niște proiectoare. <laughs> da, le-au adus acolo, aia fugeau după ele că trebuie să vină un avion. Trebuie... Era... Sunt niște povești din astea uluite. Eu... Mă rog, poate vreți să știți cum se făceau cărțile pe plajă pe vremea aia. Da, era o doamnă la vreo uh, 30 și cu o fată de vreo 17. Da. Și Radu s-a așezat în fața ei. Mamei și așa, tu? Ea a deschis ochii, s-a uitat așa, el s-a plecat alături de obraș și a zis, cine e mică și La care a spus, tu și cu măta boule. Tot azi vă fac cunoștință cu barmanul internațional din tinerețe. Vladimir, Vladimir, știam cum e, cum se face, tabasco, sub de roșii, vodka, cu tare, cu tare, dar ce mi-a dat mie prin cap ca să fiu mai kinky și mai interesant, l-am băgat în mixer. <laughs> și l-am -am mixat, l-am mixat, l-am făcut, când am turnat era o borătură cu bulbuce așa. Și l a zis, zice, băi, așa ceva să beau? Și a zis, nu știu, eu vin din ăsta, așa să beau, Vladimir. <laughs> și ca să le zăpăcesc complet, eliberez subit surferul campion. Și am luat uh, un loc 3, după am luat un loc 2, după care am luat un loc 1 și nu mai aveam loc de planșe și de uh, neoprene și de vele. Și Ce? Ai am... Zis? am deschid un magazin? Nu, am început ca orice român prost să încerc să corup. Bine, dacă vi le servesc așa amestecate și pe repede înainte, o să credeți că ori e vreun banc, ori a visat. Un tip pe cea dragoste cu Angel Jolie, Și la un moment dat, zice, băi, nu te apost post pe la spate, la care se întoarce și spune, bineînțeles, suntem în visul tău, faci ce vrei. Deci... Cert e că îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte că ne-am permis. Pur și simplu nu ne-am putut abține. La biserica românească din Paris pe vremea era ca pe Facebook. Jumătate să urau cu jumătate să mușcau de curc cum puteau. <laughs> cum puteam. Deci, știu că a fost 1 aprilie, dar n-are nicio legătură. E pur și simplu incredibilă aventură a lui Dan Chișu în căutarea Marii Da, ne mă bucur că ne-am regăsit. Mult ne-a luat da. să ne așezăm față în față. Deși mi-aduc aminte că aveam vremuri în care lucrurile s se întâmplă așa, pognind în degete. Și prin alte țări. Și mai ales prin alte țări, da, 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 da. da. Uite, mama mi-a dat uh, această fotografie. <laughs> nu știu cum a ajuns în colecția ei. <laughs> nu cred. <laughs> Vai, Și m-a întrebat dacă recunoști personajul. Incredibil. Frumos, mă. Frumos, băiat. Da, m-a întristat în loc să mă bucure, dar mă bucură. <laughs> de unde să fie asta? De pe la un media fest? Ceva? Ca, cred că, cred că. De pe la un media fest, cred, da. Pentru că văd clownia din spate sau ce erau. Da, da, e un spectacol ceva și tu. E, e o gală de premii aici, cred eu. Da. Adică. Da. Ce frumos mă îmbrăcam. Bă, să știi că întotdeauna te-ai îmbrăcat frumos. Acum. Acum am renunțat. Ei, ai renunțat. Nu ai renunțat. Tu întotdeauna ai avut ceva altă pus deoparte, inclusiv în ceea ce privește stilul personal, asta. Nu știu. Eu nu îmi puream preț. Așa. Aveam doar un nonconformist din asta. Mă enervau foarte tare cei care țineau prea tare de un cod și o etichetă, încât uh, am zis dacă așa îmi place, așa fac. Tu ai urmărit un nonconformist din asta în general în viață? Da, pentru că primul reper sau primul. Uh, Om pe care îl, îl, mă uitam la el ca la ceva neobișnuit a fost Tocilescu, care a apărut la Brăila da. în 1970 și da. 1 sau 70, nu mai ți minte, oricum, cu lanțuri, cu plete, cu inele. Da, mă. Era ceva, așa o apariție, care și dormea în, în, într-o cabină la teatru din Brăila. Și acolo se întâmpla să facă primul Strindberg din istoria teatrului din Brăila, Bănuiesc, pentru că nu se jucau. Era foarte greu de obținut aprobarea unui autor altfel decât ce se juca. Și știu că noi eram într-o trupă de teatru cu Nico Alifantis, cu Caterinel Dumitrescu, oameni care s-au ajuns, nu ca mine, Și cu mulți alții și când a apărut TOCA pentru mine a fost așa o mare revelație. El, el era simbolul libertății. Bine, imaginați-vă pe TOCA la o vârstă fragedă, Sigur. proaspăt ieșit din facultate, cu plete. Plete. Îmi pare rău că nu există poze după vremea aia. Iar pentru mine a fost primul om care mi-a schimbat puțin macazul. Pentru că sunt câțiva oameni care au intervenit în viața mea. Dar primul om care într-adevăr m-a făcut să înțeleg că e mai important să fac ce vreau decât ce trebuie. Aha. A fost toca și am petrecut momente speciale cu el. Știu că învățam pentru BAC și mă medita la engleză. Dar mă medita la engleză după ce cu o seară înainte m-am învățat să beau vodcă cu suc de roșii. Știu că am venit într-o zi la mine acasă, părinții mei lucrau amândoi, și am încălzit direct pe, pe, arag pe Aragaz o conservă pe care o desăcusem să ce ceas sau să... mai știu. Și a venit mai. mea Mamă, ce m-a certat că ne facem de râs. Mă certa și făcea de mâncare pentru amândoi în același timp. Că așa, așa am fost noi întotdeauna da. ospitalier și când vine cineva în vizită trebuie da. să-i dai ceva bun, nu o da. conservă. Da. Și mi-aduc aminte că au fost nopții în care veneam în uh, Dr. Felix unde stătea și rămâneam, avea o cameră de bonă și rămâneam în perioada de pregătire pentru institut și mai rămâneam acolo să mai dorm pentru că lucram foarte tare camera aia de bonă a fost predestinată pentru că după ce am plecat în Franța, prima cameră în care am stat a fost tot o cameră de bună. diferența a fost că era la etajul 6 la un bloc de, de lângă Trocadero și pe luminatorul, dacă nu era o fereastră, dacă mă scoteam jumătate și mă stuiam pe masă, da? vedeam vârful de la Turefel. Ce frumos! Da, Erai ca tui da, da, cam am așa ceva. Și stătea, știu că s-a supărat foarte tare pe mine Toca când cu o săptămână înainte de examen i-am spus, eu dau la regie film. Și el a spus de ce, nu? Și am zis, nu, prost fiind neștiind, n-am avut, și el n-a avut destul de multă putere asupra mea, tocmai pentru că el m-a învățat să fac ce vreau. Și a fost foarte <laughs> complicat, că el a zis, bă, trebuie să faci ce vrei și după aia, dintr-o dată când i-am spus asta vreau să fac, a zis, bă, tu ești prost? Înțelegi? Și ai, mi -a, mi -a zis, adică tu mă înveți să fac ce vreau și mă întreb de ce fac ce vreau <gântu -i> și a zis bine, treaba ta, nu o să intri și a avut dreptate, n-am intrat poți <gântu> să un mister? există o neconcordanță, tu ești născut în Brăila sau în Tulcea? eu sunt născut în Tulcea în Tulcea ești născut? într-un într sat de lângă Tulcea aha Da. cum se cheamă satul? Dăieni Dăieni, da E pe zona... Deci nu e înspre delta. E în partea asta pe uscat, cum ar veni. Da, înspre uscat. Dar de acolo am plecat foarte repede și am plecat nu cumva să crezi că la Brăila. Am plecat la Cluj. De la fapt, Cluj? De fapt, la Turda. Aha. Unde am stat o perioadă. După care ne-am mutat la Brad. Da. După care ne-am mutat la Brașov. Și cred că după Brașov am ajuns la Brăila când am început școala. Deci... Ținea de serviciu părinților da, povestea da, asta? de serviciu părinților și cred că am trecut și pe la Constanța. Sau al nu, tatălui na, sau al mamei? Al, ma, al, tate, al, al tatălui. tatălui. Uh, deci uh, am trecut și pe la Constanța, nu, cred că înainte, că, pentru că fratele meu e născut la Constanța. Da. Lucian e născut la Constanța, eu acolo, dar toată lumea mă asimilează, eu peste tot văd că sunt născut la Brăila. Și am zis, bă, dacă toată lumea ce că ești beat? Rămâi deci da, mai da, da, Am văzut da. la Brăila, adică nu mai pot să mă opun. Văd că și e. Wikipedia peste tot apar tot felul mai de informații. Acolo poți să corectez, cred. Da, dar da, trebuie să, să vrei. Știi, puțin mister așa nu strică în jurul da. personajului. e Ebraila e Tulcea, de fapt nu era nici așa, nici așa. Și, și la Brăila am stat până am terminat liceul, după care am plecat la, Bu la Iași, după care la București, după care am plecat. Tot de mic, pare că e, ai fost așa globetrotter. Poate asta mi-a insuflat dorința de a face atât de multe Călătorii pot să recunosc cu falsă modestie, pentru că de fapt nu sunt deloc modest, am făcut de două ori Ocolul Pământului. <laughs> în două forme diferite. O dată atunci în grupul acela pentru Festivalul Anonimic, care s-a numit Ocolul Pământului uh, în 80 de zile. Și în care, care era chiar așa? Chiar așa, am urmărit, am folosit până și aceleași mijloace de transport ca în, ca în cartea lui ca, Jules Verne. Ca Phileas Fogg. adică am avut uh, tren, uh, vapor. Am balon balon uh, Sanie cu câini am... deci bine era un program pe care l-am și vândut la televiziune n-au fost foarte lungi momentele adică n-am făcut uh, sania cu câini de la, uh, Anchorage, uh, de la Anchorage la anchoridge am făcut o parte după care n-am trăit în mașini și n-am mai de cu balon n-am făcut decât Sydney Hobart adică am făcut o o chestie da, da, din da, asta am înțeles, am înțeles. cât să putem să filmăm și să dar uh, am reușit să o facem în numărul de zile a fost cumplit cumplit pentru că n-am știut să organizăm nu știu dacă știa cineva, ce înseamnă să schimbi fusul orar atât de uh, des și să care atât de multe haine, pentru că treceam de la iarnă la vară, de la iarnă la vară. Și cea mai nostimă chestie pe care pot să o spun este că plecând din Alaska, unde aveam super costume de minus 40, da. pe care le căram în acele rucsace imense de 50 de kilograme fiecare, la un moment dat am început să scăpăm din ele. Uh, eu le-am dat ultimele mele uh, haine de iarnă, le-am dat cu Ivan Ușoaia în, Ushuaia, în uh, uh, țara de, de foc, mea. jos unde ne-am luat un pescuit și era destul de fric și am zis noi, băi nu vrei hainele astea, mi-a mulțumit Sorin Marin, care a văzut ce a, a scăpat de ele și am zis da, el le-a dat în Africa. <laughs> pe undeva prin Tanzania, a scăpat de ele. Și zis, ce fac mă, oamenii ăștia? Că ei, sunt, ei n-au niciodată zero grade. Tu le-ai dat haine de minus 20 de grade. Ce o să facă <laughs> cu ele? De aici a fost foarte nostil. Ne-am amuzat copios. Dar de când ai început să fii rebel așa în viață? Că bănuiesc că chiar în clasa întâi. Nu, nu. Rebel am devenit probabil la liceu și uh, această stare rebel, mi-a fost insuflată de Toca. Toca era rebel, deci eu admirându-l, pentru mine era, mă uitam ca la icoană, am zis uh, deci trebuie să fii rebel. În Toca ne-a învățat uh, să fim altfel, să vedem altfel de filme, ne povestea filme pe care nu credeam că există. De multe ori am fost convins că le inventa el. Ceea ce e posibil, pentru că avea o imaginație extraordinară. Uh, au mai fost doi oameni extraordinari la Braila, uh, uh, Mircea Crețu și Anca Alexandrescu, care erau doi actori cu care am început clubul și toca a venit, noi eram deja în acel, așa zis, cerc de teatru și uh, o încasam foarte des. O încasam pentru că, uh, voi nu țineți minte, dar trebuia să ai matricolă și n-aveai voie după ora 10 seara fiind elev la liceu. Eu și... mi-aduc aminte foarte bine. Da, tu ești și... foarte drăguț acum că încep să încerc să mă poziționez pe mine ca fiind vorbeam, mult mai tânăr, vorbeam, dar... vorbeam cu oamenii care ne ascultă. oamenii care ne văd, te, da. Te-ai băgat în seama degeaba, <laughs> nu despre tine. M-am răspățat văd. aiurea. Da, da. <laughs> și am, mi-aduc aminte că ieșeam de la teatru unde jucam în spectacole după ora 10 și când te oprea aveam o hârtie, aveam o chestie, arătam matrică și uh, colegii erau destul de... Uh, nu toată lumea... Te iubește. Or, în orice moment al vieții tale trebuie să știi că pe cât de ești, poți să fii la fel de mult și uh, urât sau detestat, indiferent de ce faci. Mi-aduc aminte că mă scoteau profesorii la școală și spuneau, ai că nu suntem la teatru aici. Adică orice făceam era legat. Dacă salutam pe cineva, ce mă salut ca să te bagi în seama, nu-l saluta. a, nu te, nu ne mai saluți că ești important. Deci iar, au fost... Am, poate această stare de uh, rebeliune a apărut... Uh, Datorită acestor lucruri și primul moment clar a fost când, la o serbare la liceu, pentru da. că, că uh, mi-au zis, bă, tu ești la teatru? Te am zis, nu vreau. Nu, nu, nu. Cum adică? Acolo te duci și trebuie să spui o poezie. Și a fost pentru prima dată când am fost... Uh, era cât ce să fie exmatriculat, am fost doar eliminat câteva zile sau nu știu cum se numește. Da. Dar uh, pentru că am spus El Zorab și toată lumea a interpretat ca felul în care am spus eu poezia și care era într-adevăr tendențios, merită o exmatriculare. Pentru că am spus, dar pașa e pricepul la cai. <laughs> și clasa a izbucnit în râs, profesorul de română și-a băgat capul între picioare, directorul a făcut o față din asta. Deci îți dai seama și... Și ce am spus. Deci astfel? stand up de... mic era undeva ascuns da, acolo. Da, era undeva ascuns. Deci a început starea de rebeliune, după care am plecat, a urmat starea de rebeliune, mințindu-mi părinții. Pentru că trebuie să plec în armată și normal că nu le-am spus că am cotit-o de la facultate unde am dat la regie... Se dădea înainte. Aveai, dacă nu luai uh, proba eliminatorie, mai aveai timp să te înscrii la altă facultate. Spectrul plecării în armată era cumplit pentru noi la. În Rebuncia. condițiile în care tatăl tău era cadru militar. Da, era cadru militar, dar era. Cadru... Te-ai spăimântat ideea asta sau. Nu, era prea multă disciplină. că mea niciodată nu, nu s-a băgat, n-a vrut să mă ajute. Relația mea cu Taikemă mea s-a îmbunătățit înainte de plecarea mea în străinătate. Aha. Deci Taikemă a fost uh, un tip destul de uh, distant vis-a-vis -vis de pozițiile mele. Nici nu prea avea cum. El la un moment dat nu fusese chiar comandantul penitenciarului niciodată la Niciodată la... Nu a fost comandantul penitenciarului. Nu, ai o informație falsă, nu? Toate sunt informații false. Tai că mi-a fost a lucrat într-o zonă de penitenciar, dar n-a avut funcție de conducere niciodată. A, am înțeles, ok. Deci nu... Dar oricum pot... erau o, erau care, în care, disciplina era pe primul loc. Bineînțeles, disciplina era pe Unii primul loc. a fost colonel de marină. Eu știu ce da, de asta spun, că uh... există o disciplină care se simte și în viață. Dar, dar știu că m-am dus, odată, -am dus odată cu Toca și cu Catrinel să jucăm tenis de masă, că avea clubul de la uh, Penitenciarul din Brăila, avea uh, club de tenis de masă. Și n-am să uit niciodată momentul în care am ajuns acolo, am găsit paletă, dar n avea mingi. Iar Toca cu Catrinel au jucat un meci de tenis fără minge, spre deliciul nostru al tuturor Incredibil. care erau acolo. Ce uh, și mi-aduc aminte de multe lucruri, de, din, dar uh, vreau să spun că uh, felul uh, în care am, uh, am încercat să Ascund uh, faptul că nu ream. Eu mă, mă, mă duceam, eu lucram la București, mă duceam la Iași cu Nașu. Da. La da? Uh, tu la Iași ai făcut litere la un moment dat, nu? Am început. Da. N-am... Da, -am da ai început facultate. Da, și am avut acolo niște tot felul de, de, de downgrading, adică am început la ceva, frații mei m-au ajutat când am rămas repetent pentru că trebuia, practic, să mai dai o dată, am trecut la uh, institutul pedagogic, uh -huh. doar ca să fiu... Bine, eu, erau doar, eu mutam dosarul de acolo până acolo și odată a fost și prinsă, că mulți își mutau dosarul ca să dea la facultate. Cert este că mă duceam cu trenul cu Nașul, uh, la post restantul de unde mi ridicam banii. Pentru că îmi trimiteau, ai mei bani că e copilul la școală. Normal. Și normal că mințind, ce să le spui că e, că nu e, că eu eram la București, lucram pe la buftea, încercam să fac orice, dormeam în niște case pe care nu vreau să le amintesc, dar mă interesa foarte tare chestia asta cu, cu filmul. Era, am devenit. Faptul că n-am intrat m-a ambiționat foarte tare. Mai ales că într-un an am luat prima probă. Și a mers foarte bine, am intrat, n-am intrat la bustață și mi-am dat seama, am zis, mamă, dar anul viitor îi rup. Și anul viitor am picat de la eliminatorie, deci a fost ceva îngrozitor. Și a, lucrând, asta e cea mai mare dragoste. Da. Ta. Și tot lucrând, eu m-am angajat la buftea recuziter. Eu am fost recuziter. era singura Că, adică, cred că era în stare să faci orice, să te apropii de dragoste da, atât cea mai mare. și îmi aduc aminte că lucram la trepte pe cer cu Andrei Blaier, la filmul Liniori, să numea, da? în fața de lucru, cu Dan Nuțu, cu... Și într-una din zile, după o discuție prin autocar, când ploua, Blair m-a da, tu ce cauți aici? Și a zis, știi, eu vreau să dau la regie. Și a avut această nemaipomenită atitudine față de mine și din acel moment mi-a spus, te trecem la regie. Și am trecut asistent de regie. Și am lucrat ca asistent de regie la el, la vreo două filme. Am lucrat, după aia m-am mutat la Calotescu, și am lucrat și acolo la vreo două filme, după care Dan Păduraru, prietenul meu care lucra cu Nicolescu, m-a luat și el la vreo două filme, da partea de uh, asistent 3 să mă ocup de figurație și așa am lucrat și la Neamării Miliardar. Deci au fost... Ce chestie, prin... Ba chiar dacă te uiți în turna din secvențe, când se urcă ăia uh, în autobuz, sunt și eu acolo... Uh, Bun, sunt multe momente care uh, au făcut uh, ca să fiu ceea ce sunt acum, dar cel mai important lucru este că starea mea de rebeliune a fost, practic, știi că atunci când intri e cam vrie, nu mai știu cum, nu mai știam cum se intrasem în propriile mele minciuni cu ai mei, că nu știu ce, uh, și trebuia să fac, trebuia să exist, nu aveam cum. După care a fost dorința de a pleca din țară, care i-a pus pe butuci pe ai mei, care au spus că nu se poate așa ceva. Ei nu-ți hotărâsese destinul cumva, că nu, era perioada nu, aia în care părinții știau nu, mai nu, bine. Nu, 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 nu. nu. Mai că mi-a spus că, Doamne, ne bagi în pușcărie, vai că meu, că nu știu ce, meu era deja uh, un important asistent la Universitatea din Iași, deja își uh, pregătea, așa zisa, cariera, acum fiind uh, doctor în Panaiti strati, și a fost directorul Muzeului Literaturii Române până când. Uh, până acum câțiva ani. Acum uh, lucrează la un, uh, o chestie despre Vănuș Neagu. Dar nu despre asta e vorba. E vorba despre faptul că tot timpul am fost lovit de stări și situații, cum a fost cea cu phoenix care Cum să te gândești vreodată că, că poți să, să ajungi să colaborezi cu phoenix și să fii uh, omul care creează costumele și măștile de la, un, de la un spectacol atât de important cum a fost Canta Fabule. Iar asta s-a întâmplat pentru că Nicu Alifantis uh, uh, l-a invitat, i-a invitat pe Phoenix la el acasă după o petrecere, unde s-a înghesit toată lumea, era scară lumea, nu știu ce, unde covaci uh, 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 a cerut să aducem un castofon cu altă viteză din la mare, că avea banda ghid de la Canta Fabule. După care... S-au purtat acolo niște discuții și după care la Iași, după un concert la Iași, după, nu, după un, un spectacol făcut de pe UNESCO, Un cenaclu. Poate un cenaclu. Da, un cenaclu flacără. Și după cenaclu ne-am dus la... Am vorbit și eu, probabil, având foarte aproape un curs de etnografie și folclor, aveam măștirea în cap și m-am băgat în seamă normal și am zis, da, la muzica asta ar fi mișto niște și ce foarte interesant, vină mâine dimineață la micul dejun la hotel la noi să stăm de vorbă. Și bineînțeles, n-am dormit toată noaptea, a doua zi dimineața m-am prezat la ora 8 la micul dejun, s-a făcut 8 jumate, s-a făcut 9, 9 jumate, 10, mă întreba la domnule serviciu, nu aveam bani, ce să caut eu la hotelul Unirea sau unde stăteau. S-a făcut 10 jumate, s-a terminat micul dejun și am zis, bă, asta e. Și la un moment dat văd coborând o șleactă de pletoși, cum erau ei, care alergau către autobuz pentru că îi fugărea impresarul că aveau spectacol la Bacău. Și au dormit toată de Dă-i a fost acolo. Au dormit toată noaptea dai să așa, între și la, la autocar m-am dus timid și am spus, păi m-ați chemat ca să fac, să vă vorbesc și a zis, le am uitat. Ce faci? Zic, păi bine, ce să fac? Păi ai cu noi hai la cu Bacău. Noi la hai cu noi la Bacău, îmi povestești pe drum. Și după aia dăm noi bani de tren sau de taxi, că să purta la Covaci chestia Bine. asta. Cu... Pentru ei, păi, ei era un fel de Beatles, ca să înțeleagă lumea așa. Fac, fac o mică paranteză. Eram la Timișoara, lucram la asta și dimineața venea cu zicea, bă, nu mergem pe la București să mânc mâncăm spaghetti la Lido? Și ne se iau în avion, veneam la București, mâncam și ne întorceam. Da, mă. Pe cuvântul meu de orare, Dacă că dane, glumă. nu Da. nu. Da, hey. nici nu... Și a, am... zei seama că s-au uitat ea Primul prietenos cu mine, știi cine a fost? să Care rică. Ovidiu? Mă. Da, mă, video. Și avem niște amintiri. Dacă vreodată stai de vorbă cu el să-ți povestesc... O să stau, da. Chiar îmi propun să încep o serie nouă în da. care e și video. Da, în, să povestească despre concursul de omorât vrebi din Moldova care se, nu se finaliza în, în parc și se finaliza pe holul hotelului, de putea să iasă lumea, trăgea, avea o pușcă cu aer comprimat. Interzisă, nu știu cum avea, nu mai contează. Să se povești asta astea de demență totală. Ăsta <laughs> cova țina, o boabă de strugure și ăsta trăgea și... Mă gândeam, băi, lovește degetul numai când în viața lui la țigară, la, mă, la, 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 via, la, chitară. la chitară. Da. Deci sunt, sunt, o să-ți folosesc COVID. Și după aia am avut această chestie cu Nicu, care a zis, domne, mă interesează, îmi place. Uh, și mi-a zis, păi nu te duci, eu știam că oricum nu prea mă duc. Și am zis, încotro mergeți? Ce? Păi către București. Și am zis, foarte bine, mai merg cu voi. Că eu, da. dacă, eu, oricum, în câte zile plecam la București, în partea cealaltă. Și am ajuns cu ei, am făcut tot turneul, nu am oprit nici la București. A început să se lege o idee, ei, ce mai? Da, o idee de colaborare uh, și m-a întrebat cine cine o să facă chestiile asta. Și am zis, uh, ca orice, îngânfat, uh, penibil, eu. Ai mai făcut? Bineînțeles. <laughs> Miciunea totală. Da, deci, da, nu e vorba despre vincenă. Numai aici ai un curaj nebun pe care doar cei care cred cu adevărat în puterea lor de a schimba lucrurile îl au. Și uite, așa am ajuns la Timișoara. Pentru că eu sunt convins, Dane, că niciuna dintre intersecțiile astea absolut spectaculoase, care spui tu că ți-au marcat viața și cred că așa e. Întâlnirea cu Toca, Al doilea e, e, întâlnirea e, 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 cu Nicu Covaci. Covaci și mai există și o a da. treia întâlnire despre da. care sunt sigur că o să-mi spui, eu cred că toate lucrurile astea au, au fost dirijate într-un fel de dorința ta puternică de a se întâmpla așa ceva. Da, probabil eram și în căutarea. Excepțional lui adică eu. tu cu Toca cum te-ai întâlnit? Bun, erați la Brăila, ok, dar cum s-a petrecut întâlnirea? Era în mediul ăla? Te apropiasești tu de teatru deja? Eram în clubul de teatru a, okay. făcut de Mircea și Anca și când a venit Toca a cerut niște tineri, ne-a văzut și ne-am dus la o discuție, nu mai știu unde și noi ne uitam la el, el era coborât din coperțile de discuri de vinil pe care le mai găseam din când în când, aduse se Da, mă, clar, da, un personaj fără discuție. Adică era... Și el asculta altă muzică, ne, -a, ne -a... A făcut o educație. Educație cred, efectivă. Cred, cred, cred. Și ne cred. uitam la el, toți îl sorbeam. Cred. Deci, de fapt, totul are legătură cu dragostea pentru teatru, pentru film, da. pentru spectacol, dacă. Da, da, da. Și uh, atunci, în perioada aia, eu am rămas mult, mă lăsam în sală să vedeam cum repete, pentru că to ceilalți fiind la, la actorie erau cel mai des pe scenă. Caterina Dumitrescu, elevă fiind, a făcut uh, rolul principal în acea piesă de teatru, în Zvanevit. Noi am, toți am avut câte ceva apariții în astea. Da, 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 da. da. Revin la povestea Te cu, cu phoenix -ul. Am ajuns la Timișoara și uh, s-a hotărât să se facă spectacolul în două săptămâni. Pentru că sala Olimpia nu era liberă decât în acele două săptămâni, peste două săptămâni, urmând ca erau competiții, erau tot felul de lucruri. Și Nicu m-a întrebat, păi facem sau nu facem? Și am zis, păi facem, dacă tot am ajuns acolo. Mă gândeam cu groază cum o să fac ceea ce nu știu să fac. Dar uh, a chemat o echipă de oameni, stăteam la Tuși, la celebra Tuși, care este un personaj, Nicu a scris mult despre ea, Tuși care ținea atât de tare la Nicu, pentru că Nicu a fost crescut de bunica lui și care îl proteja de fiecare dată când venea cineva, era un fel de paznic și e rămasă celebră chestia asta. Uh, dacă venea cineva să-l uh, uh, caute, întrea pe cine cauți. Și tu ai pe Nicu. Cea? Nu ea ca să doarme. Dar era replica ei favorită. <laughs> <laughs> adică, da <dădea> toate variantele <laughs> ca să Adică, voi nu te las să vorbești cu, cu Nicu. E, și am început să căutăm materiale uh, și am început să fac, repet, nu pleca de nicăieri, pentru că eu înainte, în perioada de imediat după, până la ei, da. tream din confecționarea de pantaloni. Făceam blugi, da, da, aveam da. mașină de cusut, deci știam, adică mă bazam pe ce, ce pot să fac și uite, a venit o gașcă de subalterna lui Nicu de acolo și a zis puneți pune la dispoziție tot ce vrea. Și au început aventurile, ne-am dus să căutăm coarne la abator, am scos coarnele de acolo, le-am luat, n-am știu că trebuie fierte, s-au împuțit coarnele, am împuțit tot cartierul, după care treasă costumul lui Iogi avea, cred că, o mie de degetare pe niște wow. ștrampi din ăștia, pe niște pantaloni foarte strângi. Am dat găuri la o mie de degetare câte două și am cusut o mie de degetare. Wow! Am, am Mantia era făcută cu ceva argintiu și mi-aduc aminte că lipeam din niște steluțe sau niște ceva din poleală, dar aveam un aspirator cu care stropeam un produs pe numele lui Sobar. Era ala pentru vopsi, un argintiu pentru vopsit sobele. Da, da, da. Și am făcut ce am făcut până când s-a stricat aspiratorul că s-a stricat și am suflat. Am cred că a fost prima dată că m-am drugat. pentru că la... Da, avea... da, da, sigur. E... Deci la un moment dat... La nu mai, des, nu mai, des, mai, da, da. Și uh, cred că au fost uh, ultimele cinci zile fără somn, fără nimic, non-stop, am muncit până s-au terminat. Uh, arătau foarte, foarte special. Conceptul spectacolului era să fie fără uh, cavăruri și să se termine fără bisuri. Intrau pentru întuneric, uh, dacă ți-aduce aminte... Asta da, și sigur, 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 se termina. Mi-aduc aminte iară că nu erau atât de multe lumini pe cât, uh, iar un prieten de-al cu care lucra la aeroport a aranjat să ia... Uh, niște proiectoare. Da, le-au adus acolo, aia fugeau după ele că trebuie să vină un avion. Trebuie. Era... Sunt niște povești Și mi-aduc aminte că stăteam în sală, aveam niște emoții de... Și când l-am auzit pe Pitiș că a anunțat spectacolul și a zis costumele și măștile Danchișul, nu știu tăia picioarele. Mi s-au tăiat picioarele și mi s-a tăiat tot pentru că am adormit și m-am trezit. Deci eu am dormit tot concertul. Am dormit. Eram nedormit de data. duduia la aia și tot. Și m-am trezit la scandalul după terminarea primului concert pentru că lumea nu vrea să iasă din sală și erau două concerte. Ei vreau bisu, bisul nu se dădea pentru că așa era conceptul. Da, pentru că urma... Orumal... Da. Și ăia care vreau să intre, au spart ușa și erau bă, cu porțile de basket nu știu A fost o nebunie. Știu că m-am uh, furișat pe undeva și m-am cărat uh, și n-am mai stat la al doilea spectacol. Eram să ne de dormit de atâta timp. Dar pentru mine a fost poate cel Fascinant. mai important. Uh, știu uh, că fabule pe de rost uh, te cred. Uh, a fost uh, <laughs> și dacă uh, cauți, o să povestește Baniciu la un moment dat despre toate lucrurile astea. Păi o, să, o să avem ocazia. Da. O să am ocazia să-l întreb, pentru că și el face parte din... Uh, Proiectul ăsta nou în care se va regăsi și Nico Alifantis și de asemenea și Ovidiu. Da. Dane, știi ce mă surprinde pe mine? De fapt, nu, acum nu mă mai surprinde nimic, pentru că te știu destul de bine. Dar uh, încerc să-mi dau seama ce a declanșat pasiunea asta ta absolut nebună pentru lumea spectacolului, care de aici încolo explică tot. Adică, probabil că la un moment dat în viață ai văzut ceva ce te-a fascinat. Ce era? O piesă, un film, un spectacol? Cred că pleacă tot de la Toca. Cred că pleacă de la atmosfera aia. Păi din... când te a găsit el, tu erai deja în clubul de teatru. Da, da, clubul de teatru nu prea avea legătură cu sala mare de teatru. Noi nu funcționam la, în clubul de teatru, în teatru Maria Filotei din Breila. Ia acolo ne-a ne atras el, ne-a dus el și uh, dacă. Da, da, erai deja curentat, adică erai deja apropiat. Din moment ce ai intrat într-un club de teatru, erai deja... Păi nu știu dacă ar, ar trebui să mă duc să fac uh, psihanaliză, să mă așez pe, un foto, pe o canapea să mă întreb. Să, să, să nu, nu, nu pot să. Dorința de a face chestia asta, uh, știu că am avut-o la un moment dat. Eu trebuia să dau la medicină. Era clar că trebuie să dau la medicină. De ce? Așa-ți doreai tu? Nu, așa-și doreau părinții. Părinții. Deci a fost clar că uh, au fost lupte. Da. Eșecul meu, uh, bineînțeles că la un moment dat au aflat că nu mai eram acolo. Nu pot să spun că momentul în care au aflat că sunt cu Phoenix au zis că fac de râs. Păi, că... ei au... nu știu dacă îți imaginezi cum arăta Phoenix-ul în ce condiții și nu știu, inexplicabil totuși erau lăsați să poarte plete când noi eram opriți și tunși pe stradă. Păi nu cred că avea momentul la care am ce să da. le fac. Erau atât de. Da, da, un popular. da și. Da, da. E, și știu că am venit dată cu ei până acasă, la mine sau cu cineva și s-au uitat mai că mea pe ochian, și nu mi-a dat drumul să i în casă. Mi-a zis că nu se poate, că i-am făcut de râs pe toată scara că am venit cu oamenii acolo. Dar asta era capacitatea uh, ei de a înțelege. Pe de altă parte, uh, Maică mai făcea totul pentru mine. Îmi trimitea bani pascuns în acea mică animozitate creată în care știi cum se întâmplă, că uh, o să ajungi să nu faci nimic, că nu ești în stare de nimic, că nu așa se construie, că ce, adică ce meserie o să faci, ce, nu știu ce, nu știu cum. Iar plecatul în străinătate a fost a pus capac definitiv. Dar totuși, mai mea m-a iubit necondiționat. Iar felul în care s-a purtat meu cu mine, în momentul în care am spus, eu vreau să plec, m-a șocat definitiv. Pentru că imaginează că m-am dus speriat, m-am dus speriat, nu mă, bă, trebuie să-i spun, n-am cum să nu-i spun, și mă gândeam la reacția lui, și pentru prima dată, tech s-a uitat la mine și mi-a spus, Ești sigur că asta vrei să faci? Și am zis, da. Și a zis, du-te. Du-te că aici nu mai ai nicio șansă. 1981. Deci, da, 1981. Ce te-a motivat? Care era motivația care te -a... Era situația dificilă din România sau era ceva legat de visul tău pe care simțeai că aici nu poți să-l împlinești? Faptul că nu intram la facultate conta, dar nu conta foarte tare. Știam clar că nu, nu se putea intra pe vremea. Erau câteva locuri, toate erau... Știu că în anul în care am fost foarte aproape de a intra, a intrat Marcus, uh, băiatul, Martin Marcus, uh -huh. băiatul Manole Marcus, care era băiat de regizor, taică să era, cine era, nu atunci m-a șocat. Faptul că după doi ani de zile a renunțat la facultate și a plecat în Israel și a ocupat un loc... Pe care trebuie să l Da, puteam. În mintea mea, că știi cum da, e... Da, da. E ca în bancul cu... În visul meu, ca în bancul cu Angelina Jolie. Cu, știi? Te rog. De, un tip cea dragoste cu Angelina Jolie. Și la un moment dat zice, băi, nu te supăra, poți a post și pe la spate, la care se întoarce și spune, bineînțeles, suntem în visul tău, faci ce vrei. Deci, așa și eu era în visul meu, că normal că sigur intram în locul lui, dacă <laughs> e să... Da, frumos. Foarte frumos, da. Și, și Cam asta a fost. Nu, nu știu când mi-a venit uh, ideea de a pleca, dar se încărca foarte tare. Simțeam că Să patinez în gol. Simțeam că uh, stăteam în, în condiții destul de, de uh, precare în București, unde te controlau. Dacă n-aveai servici, te luau și te băgau pentru nu știu ce. Da, așa Erau, e. așa uh, e. Aici am ajutat foarte tare prietenul meu, Victor Melian, care mi-a dat... Uh, tot așa o cameră de bună la etaj unde stăteai lângă Ateneu Român și care... Uh, deci tu cu Victor vă știți din perioada aia de atunci. A, Victor a fost omul care m-a ajutat pe mine atunci când eu trebuia să mă întorc la Brăila, nu aveam ce face, nu mai aveam nicio șansă. Și a zis, stai mai aici, du-te acolo sus, mi-a ducea și de mâncare, mâncam la el, găteam împreună, de atunci găteam împreună. Uh, bine, Victor, uh, cu Victor am trăit momente în care venea cu conserve de uh, icre de Manciuria da. Fals. fiind să înțeleagă da. cei da. care nu-l cunosc că da. are legături da, da, da. de din... Și pe acolo a și fugit, Victor, prin Rusia. În frontul de Est, ca Maica să sa zic sa așa. Rosaica. Și primea uh, cutii de conserve cu caviar care erau legume cu nu știu ce pe etichete, ca să fie aduse... Normal, pe... să poată deci, să Deci noi ne puteam joc de, de uh, astea. Uh, și era această dorință de a pleca. noi Eu m-am orientat către, către sporturile nautice atunci și către schi. Uh, am ajuns ghid în Poiana Brașov. Uh, prietenii mei cei mai buni erau, făceau schi, ne, ne distram, trăiam o viață foarte frumoasă, trei luni de zile, după care urma o viață îngrozitoare de două luni de zile, dar ne mutam la mare. Și acolo am făcut la mare, ne-am dus la Iapit și l-am convins pe inginerul Marin, nu știu cum are să-l convingem, Așa. să facem o școală de windsurf. Era nouă de tot. Wow! În ce an asta? În 80. Și am adus niște planșe, pentru că eu aveam actele depuse cu o da. Prin părinții ei am rugat să nu știu ce și un prieten care venea din Franța, care era delegat la o firmă franceză în România, da. a venit cu mașina cu șase planșe. Le -a adus De, surf. de surf. În 1980. Da. Și atunci noi am pus bazele școlii de schi nautici de surf la hotel, la, acum unde este hotelul Lebeda acum. La Lebeda. Noi am nu. săpat, noi am făcut, era doar golful ăla, ăsta, locul pentru bărci care era da, da, cimentat, da, da, da. dar partea din, din dreapta, noi am făcut tot, am muncit, am făcut-o și am reușit să facem cu Codruț Popescu și cu Sorin Ioniță și cu uh, Victor, Victor care era și el în gașcă și ne-am făcut acolo un fief al nostru în, în spatele discotecei Scandinavia, unde se intra numai pe valută, unde era DJ Vladone și unde cel mai des ne Vladone, mă, băi! Deci cel mai des ne... Bă, a, 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 a Pentru cei mai tineri care a scris da, istoria Club da, Martin. Da, E, la Scandinavia, când venea poliția să facă razia, toți fugeau, că se făceau razii. Că dacă erai român, aveai ce căuta acolo. Da, că normal. îți plătea altcineva, că nu știu ce. Și ea când făceau razia, luau gardul dinspre lac, săreau și noi aveam mesele noastre seara acolo și ne săreau pe mese, ne stricau și erau tot felul de colorați care... Băi, deci, îi spuneam, uh, am mers la tipul ăla și am spus, băi, fiată, nu mai lăsa, mă, te rog frumos de ăștia care... Păi, de ce să nu-i las, că facem și noi un ban. Și am dar de când vine poliția, ei sar pe la noi și ne, ne mâncarea și grătarul în partea asta la alta. Da. Uh, și am așteptat bună vreme. Și în poiană, dar ne scuză-mă că te întreb. Cât din Poiana de astăzi mai are legătură cu Poiana de atunci când erai tu ghid? Uh, am fost acum la Teleferic și am avut așa uh, o, o nostalgie extraordinară pentru că... Ai fost într-un loc foarte frumos. Da. Super! Ex, este super! Poate este poate cel super. mai frumos hotel din România. Unul dintre cele mai frumoase. Dar am văzut uh, ferestrele de jos care erau în camerele de la subsol unde stăteam noi și unde uh, din când în când puteam să băgăm păcinea pe, pe uh, cineva pe... Pe geam! Pe geam ca să nu treacă pe la recepție. După care am văzut Ciucaș unde am stat, am stat în Ciucaș, am stat în, și în, în Teleferic. Uh, erau cabinele, da? Erau, era o cabină și un teleschi, atât. O cabină și, și un era tele... cancelul care mergea. Canțelul, da, da, da. care momentul de față, din câte mi-aduc eu aminte, nu mai are nu, teleschi. Dar ala ala ala. Era, ala, ala era, cel mai, cel mai periculos. Ca... Păi e o pârtie neagră, da. foarte dificilă. Și era și pârtia neagră, de plecam din sus, din Postăvaru, aveam două posibilități, să mergem pe subteleferic sau pe pârtia neagră sau pe drumul roșu, că alegeam. Sigur. Când seara, când ne mai... O mai lua și pe roșu. La plecare era pe roșu, se pleca <laughs> în grup la, de final. Roșu care de fapt e un drum albastru, după cum da, sunt ele da, dar, Păi așa. erau niște... Iar, iar răsat de la una alta, în gașca noastră, da? concursul era așa, cât te poți să faci cu aceeași cabină. Cum adică? Adică cabina care te ducea sus, da. tu plecai, da. ea cobora și trebuia să o iei încă o dată. A, am înțeles, S o prins tot pe aia. -o prins tot paia. Deci aia care te-a dus când se ducea, tu trebuie să fii deja jos. Da, <laughs> <Ce laughs> ăștia făceau 4, 5, 6, se niște, erau niște mese de... A fost foarte, foarte frumos. Cluburi, erau și cluburi atunci. Da, în, erau, în cluburi, era, erau cluburi, erau cluburi. A fost, erau discotecile, nu se numeau cluburi, dar erau. Și tu, în calitate de ghid, ce aveai de făcut atunci? În calitate de ghid, făceam excursii cu turiștii în zona. Cu turiștii străini sau cu românt? Turiști, cu turiștii străini. străini. În zona uh, Castelul Bran. Da? Și după aia am pus la. Uh, cu un, unul din oameni de acolo, am pus bazele unei excursii la Șirnea, cu vizită la muzeul din Șirnea, cu sănii trase de câini și cu masă la țărani. Când Iar tot acum tata, am văzut evenimentele pe, de astăzi. Am văzut a, pe cineva așa -a așa care este început. băiatul uh, domnului Frunteș pe care l-am cunoscut. Eu am înțeles că acum copilul lui are acea chestie acolo. Eu am vizitat acel uh, loc după ce m am, am fost uh, printre primii care am văzut turiști acolo și îl, îl țin minte foarte bine pe, pe tatălui. L-am văzut la televizor și mi am să aminte cu plăcere de acele momente. Uh, dar. Uh, nu, era, nu puteai să faci în fiecare zi. Aveam, făceam o zi excursia asta, o zi mergeam la Bran, eram specialist în, în, Dracula, specialist. Adică știam tot, intram și pe partea de cinema, și pe partea de Bram Stoker, și pe partea de istorie, și puteam să le vorbesc turiștilor ore în șir. Și de fapt... Pentru asta. că și să probabil câte ceva. Asta e, s-a întâmplat. Erau, erau niște vremuri când să mai și citea. Da, citeam mult. Da, asta este... E un secret asta. Da. După care, până și, până și plecarea mea. Plecarea mea este de pis, de neconceput. Plecarea ta are legătură cu faptul că ai început să te împrietenești cu străini? Da. Au venit doi ani la rând niște uh, franțuși, da? cărora le-am povestit de drama mea, că vreau să plec și că eram îndrăgostit de o neamțaică, cu care hotărâsem să facem pasul. Numai că era căsătorită cu un spaniol. Și nu putea să divorțeze și nu putea să mă ia pe mine de bărbat să depunem actele. Pentru că ca tu nu... să poți să pleci. Da. Și spunându-le de drama mea acestor prieteni franțuși, la un moment dat unul din ei mi-a spus, da, nu vrei să te căsătorești cu fata noastră? Facem un white marriage, mariaj blanc. Da. Care avea 17 ani. Care e fictiv, e doar da. ca să te ajute pe da. tine să treci granița. Da. Și bineînțeles că, dar nu poate că, nu știu ce, el era șofer la primăria din Pontoază. Și s-a dus acolo, a obținut o dispensă da, și bineînțeles că am reușit cu acea dispensă să le depunem actele. Am depus actele și a urmat uh, acele perioade în care toată lumea... Șansa a fost că trebuia să... Primul moment uh, uh, care a pus în uh, lumină proastă relația România-Franța a fost uh, uh, tentativa de asasinat asas 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 al lui Virgil Tănase. Aha. Uh, și mai era o poveste și cu Goma, deci era... Și mi-aduc aminte că Totul era într-o zonă din asta de refuz total, până când urma o vizită a lui uh, Mitterrand da? în România, care a fost amânată, și când au venit pentru reașezarea vizitei sau nu știu cum, uh, familia de acolo a făcut niște memorii și au venit cu acele memorii prin care au pus presiune ca cetățenilor român care se căsătoresc cu franțuzece să poată să primească uh, dreptul de a pleca. Era un moment grav pentru că atunci se dădea drumul la nemți. Și la evrei. Nemții erau pe bani, evrei erau, nu mai știu cum era, dar oricum știu că începuseră primele uh, momente de calcul al plății facultății. Știu că Margarita Păslaru, când a plecat, a plătit facultatea, că și ea a plecat înainte, cred că. Da? Și uh, știu că uh, am plecat foarte puțin înainte, adică am scăpat de această uh, chestie, dar la mine problema se punea de plata studiilor. Era dacă aveai liceu, era o sumă, dacă aveai facultate era altă sumă. Pentru prima dată când m-am bucurat că n-am făcut facultate a fost atunci când că uh, mai puțin bani. Nu, nu eu n-am dat deloc pentru că am era am înțeles în da, discuție da, da, da. Și am primit aprobarea într-un târziu, a fost așa o chestie în asta de necrezut și ai plecat. Am plecat. Am plecat. Uh... Și ai ajuns acolo? Aveai ceva aranjat în afară de faptul că, mă rog, ai putut am, să pleci prin... Am stat prin două nopți la acea familie, după care mi-am luat un bilet și am plecat în Spania la iubita mea, demțaică. Văi, dragostea, și dragostea am ajuns a făcut minuni toată viața. Ea era în, în Costa Brava, da? de fapt în Ampuria Brava, avea un restaurant acolo, dar între timp când am ajuns acolo, ea se combinase cu un sas din România care ajunsese acolo în urma unor scrisori pe care le-am dat eu să mi le ducă la ea. Iar când am ajuns acolo, mi-am dat seama că asta este, însă eu, micile mele economii erau la ea. Și mi-aduc aminte că mi-a dat două hârtii de 50 de mărci și 10 hârtii de 100 de mărci. Ăștia sunt banii, restul am făcut cheltuieli pentru tine, am avut tot felul de lucruri. A scăzut tot, pentru că pentru că acel domn care era cu ea, se pare că i-a povestit că eu mă căsătoresc cu o franțuzaică, dar nu e pe, pe blat. E pe bune. A, și a că zis el. Deci am trăit telenovela. Am trăit telenovela așa cum o trăiește oricine. Mândru fiind, am luat banii, dar aveam un bilet de avion luat pentru perioada verde. Era roșu, roșu, roșu și era în weekend verde, dar trebuia să plec duminică seara. Am cred că am plecat joi noaptea și A doua zi am vrut să plec, dar am zis că îmi cheltui banii, nu pot. Mai bine dacă stau aici, pentru că a fost drăguță. A zis, uite, casa părinților mei, pot să stai acolo până când. Și acolo era un alt prieten de-al lor cu care m-am prietenit eu, Radu Waldenmayer. Acum mai plecat prin Germania, mai comunicăm rar pe net, pe Facebook. Și care mi-a spus, stai mă, nu fi trist, stai să facem și nu știu ce. Și am avut o perioadă de trei zile de aventuri pe la pe, la, pe plaja din a, acolo s-a întâmplat. Păi trebuie să ți am cumva. Da, acolo s-a întâmplat celebra fază cu el și cu pe care am relatat-o și în carte care spune totul despre a, atmosfera din Costa Brava. A, obișnuiam să mergem la agățat că de eram tineri și care nu-și doreau decât să petreacă cât mai mult și cât mai bine. Normal. Ģintele, ținta noastră era uh, turistul de acolo da? și ne puneam în fața, bătea soarele și ne puneam în fața câte unei fete, ea stătea, deschidea ușa și intram în vorbă sau nu. Și mi-aduc aminte că era o doamnă cu fica ei, o doamnă deschidea la... Deschidea ochii vreo... și după aia poate da. deschidea și ușa. Da, era o doamnă la vreo uh, 30 și cu o fată de vreo 17 da? și Radu s-a așezat în fața ei. Mamei și așa, tu. Așa. Ea a deschis ochii, s-a uitat așa, el s-a plecat alături de obraș și a zis, cine-i micășina? La care a spus, tu și cu măta boule. Deci a fost momentul. Erau săsoaice venite din România. Băi, glume de românași da, cumva, da. că nu se pricepe și, și să nu ne că, ăștia... că, îți dai seama că am plecat de acolo și... Și la un moment dat eram pe o terasă la o servesa și vine un ospătar cu două beri la noi. Și zic, ce s-a întâmplat? Că n-am comandat încă. Zice, ești ne arată două, doamne, de acolo v-au două beri. Erau ele, hai de să dată sănătate. Ne-am să amintrat în vorbă cu ele, a fost foarte mișto după aia. Normal, dar a fost așa o chestie. Da. Fai de cap. După care m-am întors la Paris și am... Și a început a ajutat Cezar Tiron, care era acolo și avea o agenție de turism. Mi-a dat o saltea, pe care am dus-o în metro, dacă e posibil, împachetată, legată cu scoci, și am stat într-o cameră la etajul 6, cameră de bonă, fără ascensor. Eu am definit camera atât de mică printr-o uh, zicală a mea. Uh, camera mea era atât de mică încât dacă scriam o scrisoare, trebuia să o duc la poștă, n-aveam unde să o pun. Va, ce frumos! Și... Prumos, am ăsta. mai avut o discuție cu cineva care mi-a spus dacă tu pleci îmbrăcat mai bine, credem că te muți. Adică toate hainele... <laughs> vă... Și au fost momentele alea foarte grele în care am avut dorința de a reuși cu orice preț, pentru că știam că nu există întoarcere. Nu puteam să mă duc la familia aia... Și să zici că eu da. am eșuat. Nu, nu puteam. Ei mi-au spus, dacă vreodată mai ai nevoie, treci, nu știu ce, nu știu cum. Dar, uh, prin sfaturile pe care am primit de la uh, românii pe care am cunoscut acolo, și uh, toți m-au du de la biserică. Eu n-am avut-o. Eu mă salut cu Dumnezeu de Paște și de Crăciun foarte, foarte respectos. Nu avem conflicte, dar nici nu avem o relație din asta specială. specială. Și am zis că nu e locul în care să mă duc, nu vreau să intru în... Auzisem despre felul în care lumea la Biserica Românească din Paris pe vremea era ca pe Facebook. Jumătate să urau cu jumătate să mușcau de curc cum puteau. Cum puteau. De deci... Și până la urmă am reușit să primesc niște sfaturi de la niște oameni, mi-am găsit această cameră, șambră de bonă. Și, frumos, mână. uh, la Când ora... Îi zice așa, da. sună chiar frumos. Băi da, normal. Și la ora, la ora 5 jumătate mă prezentam la Le Matin, da. unde se încărcau ziare și se împrășteau de la 5 jumate la 6 jumate să fie Le Matin pe Tejghia deci, când venea francezul să ia. Sigur. Și erau niște, ca un, niște triciclu, o motocicletă cu da 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 două. Cu, trei, cu două da, roți în față da. și una în spate. Și uh, aceste motociclete erau conduse de niște băieți care era multă lume și făceau tu 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 pe care îi luau. Nu te luau în fiecare zi. Aha. Și primeam 150 de franci pentru această chestie, ceea ce era o sumă imensă. Și ai vândut ziare? N-am vândut, vândut ziare, Nu, încărcam ziarele. A, ah, okay. Și după aia mergeam și le lăsam pe la chioșcurile din Paris, avea fiecare o zonă. Partea interesantă este că tot vedeam că iau ăștia micuți, am bă, și dracu, mă, că eu sunt mai solid, car mai bine. Și mi-a explicat unul ce, bă, luăm cât mai mici să încărcăm cât mai multe ziare, pentru că erau plătiți la câte ziare distribuie. A, și înțeles. el stătea acolo pe aia, era micuț, mai băgat două tancuri de ziare, eu eram mare, în alt nu mergea. Și și cântărea foarte Mai mult, îți Și m-am luat unul și am spus, sau șeful, păi, hai că facem cumva și stau eu pe... Știi că erau... O... Da, 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 da. Că, de, de fapt, stăteam în triciclu până mergeam și când ieșeam, nu oprea. Mă țineam de bara aia, luam braț și l-aruncam în fața uh, chioșcului. Așa se aruncau ziarele pe vremea Și i-am zis, uite, stau acolo și pui mai multe ziare în locul meu. Și ăsta a zis, bă, -ai accident, nu se poate. Și am zis, fratele, tu nu știi de unde vin eu, eu. am făcut twin surf, eu am un echilibru, nu știu ce. Și au fost niște momente în care asta făceam. La ora 7 mă duceam acasă și mergeam să lucrez la Defens. Luam eroierul până la Defens, da? lucram acolo, împrășteam tablouri gata făcute pentru birourile celor care își decorau cu tablouri după opere celebre. Aha. Adică normal că nu aveau ei. Te Ai întors spre artă tu, te-ai întors nu, spre spectacol. Nu, întors, nu m-am întors spre artă. A, am reușit tocmai pentru că aveam aceste noțiuni, pentru că în momentul în care m-am dus să mă angajez acolo la travai temporar, era singura soluție. Sigur. Aveam card de sejur și card de travai fiind căsătorit cu franțuzaică, dar în rest n-aveam nimic. Și când m-am dus la, la, să mă angajez acolo... Era un tip care era destul. L-am văzut după față, cred că dacă mai trăiește, votează cu lopen, după cum arăta. <laughs> Și care mi-a spus, zice, de ce vă pierdeți timpul? Că stați francezi care au nevoie de lucru, veniți aici. Eu o să vă primesc, dar... E, mi aduc aminte de acea chestie, când a vrut cu orice preț să mă, să mă elimine. Dar erau, uh, scrie acolo, suete, notion de... suete, notion de... Uh, peinture, et, uh, art. Și am zis, păi da, aici stau destul de bine. A, 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 cerute noțiuni de artă plastică și de așa. Și a, engleză neapărat, pentru că acolo își făceau birourile, era IBM Europe, care avea birouri, erau nemți, de, de, de unde erau din toate părțile, știa să comunici cu ei. Ei și alegeau tablourile, a, noi le duceam la rămat, magazia le făcea, după aceea le primeam, aveam listă cu ele și le duceam, le puneau, a, le puneam în camerele unde urmau să fie birourile lor și un alt tip venea, Dădea găuri și le monta. Noi asta nu făceam, eram cărăuși. Dar când am ajuns la momentul examenului de engleză, ăsta i-a șoptit ceva doamnei. Nu știu ce i-a șoptit, am atestat în engleză, dar am auzit după aia când i-a spus nu pot să-l pic că vorbește engleză mai bine ca mine. Deci asta e tot ce am auzit. Și ăsta a spus, zice, bine, veniți la proba următoare. Și la proba următoare când m-am dus, i-am spus, eu trebuie să îmi iau acest serviciu. Nu pot, mor de foame, nu știu ce. Și până la urmă, probabil, candidatura mea a fost mult prea bună, aproape eram supracalificat pentru ce îmi cereau ei și am luat această slujbă. La ora 6 veneam acasă, da. la ora 7 plecam la Pasta E Vino, barul la care m-am angajat pentru că era singura soluție. Eu nu puteam să uh, duc trei farfurii, nu puteam să lucrez în sală. Da, da, da. Dă-i da seama, am zis la bar, m-am întrebat la, apropo de, ați mai lucrat? Bineînțeles, am fost barman la Intercontinental, așa l-am spus din prima. Doar Și m-am uitat da, că că, nu toți cu, oamenii două, fac la fel. cu două serii înainte și cu trei serii când l-așteptam prietenul meu care lucra, că de am ajuns acolo, că el deja avea un loc de muncă. Și stăteam la bar și mă uitam cum ia la paharele, cum le întoarce, cum le pune, cum face. Pa. Și am zis, bă, asta pot să fac și eu. Adică dacă mă pune -o la o probă... <grijos> și el m-a luat pentru că n-avea pe cine. Și-a dat seama că pot să-mi dea cel mai mic salariu și bineînțeles că m-a luat. Și eram pe punctul de a fi dat afară. Adică ei m-au luat că le lisa un om. Am zis, bă, îl luăm pe ăsta până... Și se termina la ora 1 treaba, la ora uh, 1.30 ajungeam acasă, la 5 mă sculam și uite așa, asta a fost ca să pot să îmi, îmi așez puțin uh, lucrurile da. acolo. Dar uh, cea mai nostimă chestie e că venise marele patron să mă dea afară, că au zis că acum ăsta care era șeful de sală mă angajase. dar dat o afară trebuie făcut de cineva ca să nu se creeze animozitate Și mi aduc aminte, era proprietarul Benetton Fiorucci uh, la Paris. Da? Domnul Delies Posti, o familie foarte bogată, îi se spunea bronzatul, pentru că el iarna venea bronzatul, cea la Chamonix, la normal, stil, normal. Așa. Și a venit la... Iar eu stând la bar, dai seama, din dorința de a învăța cât mai bine franceza, din nu știu ce, pe fiecare pe care îl serveam, așa cum știai, în vorbă cu el. Da, și întrebam ce faci. Mă duc la... Era în fața forumului de Hale și era primul uh, multiplex, acolo erau 12 săli. Și întrebam la ce film vrei să mergi. La Cutare aveam oficial de spectacol. Eu vedeam filme non-stop. Și dădeam câte o idee. Mă, nu te doar, du du-te la asta că spune că e mai bun. Și mulți au zis ce prostie, nu știu ce, dar au fost câțiva care s-au întors să mulțumească. Deci un client care a băut o cafea în așteptarea momentului să me meargă la film, s-a întors și a mai băut o chestie ca să vorbească cu mine despre film. Și ăsta a văzut. Și a zis, stai mă puțin că băiatul e destul de interesant. De ce să-l să dăm afară? Că uite, aduce uite. oamenii, -ă, vorbește, nu știu ce. Și ăsta i-a spus, zice, nu, trebuie dat afară, nu știi ce a făcut cu Vladimir. Și atunci i-a povestit. Pentru că a venit un săcear în un Mary și eu am zis, Vladimir, Vladimir, știam cum e, cum se face, tabasco, sub de roșii, vodcă, cu tare, cu tare, dar ce mi-a dat mie prin cap ca să fiu mai kinky și mai interesant, l-am băgat în mixer. <laughs> și am l-am mixat, l-am mixat, l-am făcut, când am turnat era o borătură cu bulbuce așa. Și l a zis, zice, băi, așa ceva să beau și a zis, nu știu, eu, vin din asta. așa să bea la tine. <laughs> asta a văzut, el n-a putut să bea. Normal că, ce, știi cum arată da, sucul normal, de cu că da. agitat la, -a la, shaker, un la un roz, shaker, nu la mixer, la shaker la da. da. Și mie nu mi-a spus nimic. Și a spus, uite ce a făcut. Zice, păi poate așa să, să, să poate bea patru 3 poate așa să bea. să N-am știut. Cert este că vorbind cu mine și auzindu-mă vorbind, într-o zi mi-a spus, a aflat ce fac și a zis, nu vrei să renunți tu la chestia cu ziarele dimineața, că poate, uite, îți găsim aici un loc pe toată ziua și, și am zis, păi eu uh, nu prea cu servitul, cu nu știu ce și nu știu cum. A, când am dat proba de dus, că a fost, da? de aia am luat. Aia duceau trei farfurii într-o mână, trei într-o mână. Normal. Eu nu pot să duc două. Uh, Mi-am pus un scoce aici, zic că m-am tăiat, am încercat, nu s-a avut. Și mi-a zis la nu, asta să învață. Și m-a chemat un băiat să-mi arate cu dar pe mine mă interesează mai mult dacă vrei să... Uh, Intri uh, în dialog cu clienții. Nu. Să faci un curs de management și să îți schimbi viața. A fost tentant. I-am zis, de ce nu? Și m-a trimis la el, la firmă, o lună de zile, am învățat tot ce înseamnă management de restaurant, am învățat computerul de acolo, pentru că nu o să-ți vină să, să crezi, dar de pe vremea aia erau niște posibilități de a, de a verifica stocul cu niște cartele. Deci, după ce calculatorul când imprima o, rețetă, o, o mâncare, avea da. și rețeta în memorie, calcula câtă făină, cât tot, nu știu ce, și la sfârșitul săptămânii dădea stocul. Stocul, eu aveam o cartelă perforată, o băgam în altă chestie, în care el transmitea furnizorului cât s-a consumat. Și el a venit cu diferența. Incredibil, le-au ghicit totdeauna, totdeauna le-au ghicit până la vodcă. Pentru că dispărea vodcă într-un hal fără de hal și s-au prins unde o ascundeam. Sub area de ghețată ca să stea și rece. <laughs> Dar asta târziu, după ce, după ce am, am, ajuns acolo, ăsta a venit și mi-a spus, uite, o să ai. Și m-a făcut omul care m-a angajat pe mine. Îți dai seama că am învățat foarte multe lucruri, m-am purtat foarte mișto cu colegii mei, care de fapt știau că nu mă pricep, dar nu înțelegeau de ce mă ține la și eu am început să lucrez numai acolo, renunțasem. Celălalt a fost un travail temporar, deci nu okay, numai. Ok, gata, așa, așa. Mai parcat. Și lucram acolo, pierlesco uh, uh, Pierre Lescot, lângă Per Tranquil, în fața Leal, în zona cea mai uh, Bună, cea efervescentă a, a Parisului atunci. Și uh, Lucram dimineața la 10, deschideam restaurantul și îl închideam la ora 2, pentru că seara era și barul ăla de noapte cu piano bar. Eram fericit, aveam 9000 de franci pe lună. 9000 de franci pe lună era ceva A început ce... Începuse să se schimbe viața. Da, da. E, până când am aflat că de fapt eu făceam două servicii, că practic eram, stăteam prea mult, un tip de acolo mi-a spus, băi, du-te la Prudom. Prudom e asociația asta care protejează angajații. Spune că lucrezi prea mult, n-ai cum să lucrezi, trebuie să-ți dea... Mi-am dat seama de deci ce... El și-a și dat seama de dorința potențial, mea da? și de potențial și a zis, pe ăsta iau, îl folosesc cât pot și îi dau jumate din salariu. Și normal că... Îi sunt recunoscător pentru că am învățat. Eu mi-aduc aminte când mi-a propus discuția cum a fost. Nu, că eu nu vreau, eu vreau să fac film, am venit să fac artă, nu știu ce. Și mi-a zis, aș vrea să traduc direct în română. Și mi-a zis așa, auzi mă, Pulică tu dacă vrei să faci artă, fă când vrei, dar ce-ți ofer eu este o meserie care dacă cumva când o-i face tu artă nu reușești, când te întorci nu mai ești dresor de farfurii. Ce frumos o, o să poți zic, să bă. fii metru D. Că aia îți dădea un fel de uh, uh, certificat de aptitudine Și puteai să, pă, să ai relația da. cu tine să faci altceva. Și am zis, bă, are dreptate. -o. Și m-am dus, am făcut chestia asta, am învățat tot ce am învățat și după aia au urmat momentele în care n-am mai putut să lucrez și știam că sunt la limită și într-o primăvară stăteam pe o, la o cafenea pe bulvar de Sebastopol și am văzut patru băieți cu patru planșe care plecau. Planșe de surf. De planșe de surf. S-a terminat. Și am zis, eu îmi bag picioarele. Și m-am dus și am spus, gata. M-am dus la Crit în Franța și mi-am cumpărat o planșe pe gustul meu. Da. M-am dus la pe National Set, la niște garaje din și mi-am cumpărat un Peugeot 304 Combi, diesel, mașină de mașină. Am pus planșa pe mașină și m-am interesat unde să duc băieții să se dea cu planșa. Și unde se duceau? Pe coasta Atlanticului și am plecat de la Paris la Dieppe și apoi am luat-o în jos. Am ajuns până în Brest, Carantec, Mogherec, toate, numai că acolo erau cluburi de windsurf în fiecare sat sau comună era club de Windsor. Și în fiecare weekend se făcea un concurs de Windsor. O regată. Acolo aveau voie numai amatorii să participe. Eu ne fiind listat, normal că m-am dus acolo, m-am băgat, locul 1 era o planșă, locul 2 un costum de neopren, locul 3 o velă. Locul 1, locul 2, locul 3. Și îți dai seama, la primul, la, o la rând. La primul concurs, nefiind foarte bine antrenat, am ieșit pe locul 4. Dar nu avea importanță, eu eram hotărât să-mi petrec vara acolo, stăteam cu mașina în locuri de parking, eu dormeam în mașină, nu aveam cort, era o lume, am Haide. început să mă, să mă, să mă, să mă uh, întâlnesc cu ei, să simt ce înseamnă viața asta de, de surfer. Mi-aduc aminte că învățam reguli, uh, ieșeam să mă dau și venea la după mine și spunea ce Bă, nu te ai trecut pe, 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 pe tablă, ce tablă. La intrare te treceai potabil, la ieșire să te stegi ca să afli, ca să fie dacă, că, 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 că răm, dacă a rămas cineva. Erau măsuri de securitate interesante. Și după câteva uh, weekenduri, vreo trei, mi-am intrat din nou în formă și am luat, uh, trei, am luat un loc 3, după care am luat un loc 2, după care am luat un loc 1, și nu mai aveam loc de planșe și de uh, neoprene și de vele. Și Ce ai am? Zis? Am deschis magazin? Nu, am început ca orice român prost să încerc să corup oamenii. Și m-am dus la alea și am spus, auzi, te rog frumos, gândește bine. Nu vrei tu un loc de velă să-mi dai mie banii? Și a zis, nu se poate așa ceva. Sau să-mi dai mie în loc de planșe banii sau un loc de costum de neopren, „Cam, uite. Și a zis, nu, nu, nu se poate. Și a zis, da, tu săptămâna viitoare nu faci concurs? Ba da. Păi nu trebuie să cumpere alta? Ba da. Păi nu asta pe care o, cum, eu ți-o dau înapoi, tu mie mi îmi dai jumate, păstești tu jumate și, bă, E greu, dar totuși am înțeles. Am înțeles până la urmă, mă? Păi și francezul e om, mă, sau da. ceva. Și bat? uite, așa <laughs> am terminat, am ajuns până la Biariți, cred că. În tot felul de comunități din astea de, de Windsor, mulți au prins. Păi a unii m-au turnat, au spus, domne, nu, el nu figurează, dar n-are cum. Ăsta este. Și, într-adevăr, eu pusesem. Ei au zis că tu, de fapt, ești profesionist, dar nu concurezi la profesioniști. Te-au bănuit da. de chestia asta. Da, și-au dat seama. Nu, nu, eram listat. În România eu am avut câteva diplome, și 2-3 la Campionate Naționale de Windsor, la categoria mea. Și am ajuns în octombrie, mi-aduc aminte, octombrie, final de octombrie, acasă, cu mai mulți bani decât plecasem. Deși nu mai aveai serviciu. Nu mai aveam serviciu, nu mai aveam nimic. Doar din windsurfing. De, doar din windsurfing. Ceea ce mi-a permis atunci imediat să mă apuc să-mi caut o casă cu uh, o garanție mare, pentru că garanția era marea problemă. Acolo nimeni nu vrea să închirieze pentru că în Franța n-ai voie să-l dai o afară din octombrie până în uh, aha, martie, aha. prin lege. Și atunci toți care nu mai aveau bani nu plăteau, după care arătau buna credință, mai plăteau o lună, după care iară plăteau toată vara și se adunau procese și, să da, și da, da. nu puteau să-i dea afară. Și atunci toți vreau garanții foarte mari, ori uh, garanție bancară, ori nu știu ce, nu știu cum. Și m-a dus într-un loc Țuțu fost cascador, nu mai știu ce se întâmplă cu el un om extraordinar, care m-a ajutat foarte tare la, la Paris și a vorbit cu cineva care a vorbit cu cineva și care mi-am luat garstoniera mea din uh, Rue de la Tombisoar în care am stat până când uh, m-am întors în România și până în care au stat uh, Naie Caranfil, în care a stat Fănuș Neacu, în care a stat uh, Tatulici când a plecat, Dan Petrescu, nu fotbalistul. Da, da, deci, da, om foarte... de afaceri. Da, uh, nu nici ăla. Partea literar-filozofică. Ah, ok, ok. Da, deci oameni de cultură care au fost acolo și au locuit în perioada când eu plecam, pentru că următorul serviciu, după ce mi-am găsit această casă, m-am dus și am aplicat la o agenție de turism. Aha. Știam bine franceza și a început... Partea de ghid uh, în Franța. Partea de ghid în Franța cu istoricul pe care îl aveam cu... Și am găsit un om, iară, providențial, care Cristian Pinot, director de relații internaționale, de relații internaționale la Nouvelle Frontier, o mare companie, da, sigur. care nu mai există acum, dar oricum atunci era în, pe punctul de a fuziona cu, cu Club Med, pentru că era cel mai mare transportor. Ei sunt precursorii low-costului, pentru că ei au început, acești doi oameni s-au prins lucrând în aviație, în, 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 în lucrând pentru niște companii. Da, Cred da. că Maio, care era PDG, a lucrat să la Air France și care a, a, a reușit să, să înțeleagă că sunt companii care zboară cu locuri libere. Și a cumpărat, primul a fost care a cumpărat acele bloc siege, adică el vorbea cu el India. Domne, câte locuri ai? Jumbo Jet. Păi, cu tare. Păi, eu îți cumpăr 30 de locuri. Și îți plătesc 30 de locuri chiar dacă îți aduc 10, 15, 17, dar în fiecare lună, dar mi le dai la un preț de... Ei și-au făcut socoteala câtă ocupanța au și au zis, Bă, mai normal. bine luăm niște bani garantați de la asta, iar el a reușit să facă să ducă turistul francez în zona asta, în excursii destul de ieftine, ca și transport, mă refer, ca da, și da, 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 da. transport, un bilet Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că ăștia sunt teribil de inovatori, iar domnul Cristian Pino ce crezi că și-a dat doctoratul în Regalitatea Română? Era profesor de istorie, părinții lui. Asta la Traspel erau custozii muzeului Luvru, deci un tip de o factură intelectuală mai pămintă. el mi-a prezentat-o pe prințesa Dolgoruc la Paris. Ultima descendentă a lui Vlad Țepeș. Deci el știa mai mult despre istoria României decât știam toți. Și fiind român, având o chestie, o simpatie pentru mine, cred că am devenit, m-am pins în față, cumva, nu știu. Și am început să iau excursii foarte bune, nu pupai. La început am făcut tururi de oraș până mi s-a făcut acru, după care prima excursie am făcut-o, cred că în Belgia la Berării, am ratat-o uh, uh, un weekend gastronomic uh, pe Vala la care m-aș fi dus, aș fi dat orice, am făcut odată Italia, am mai făcut ceva, nu știu ce, până când a apărut prima destinație clară, Mexic. Și am zis, băi, șansa mea este pentru că vorbeam engleză, aveam nevoie de spaniolă, engleză, nu, știu, nu vorbeam spaniolă, fr dar franceză, engleză. Și... Am nimerit pe Mexicul respectiv, am început să citesc, mi-am luat cărțile să citesc despre tot ce trebuie văzut, despre uh, temple, despre Inca, despre tot, tot, tot. Și cu trei zile înainte de plecare, uh, m-a sunat cineva să vin urgent uh, la direcție, eram în, în, da. așa, și mi-au spus uh, nu mai pleci în Mexic, pleci în India. Și am zis, pe în primul rând n-am viză, Deci asta se rezolvă. Am dat telefon, te duci acum să, să spună viză. Uh, uh, și am zis, da, nu prea am habar. Ai zis că ai habar de tot, ești ghid. Se îmbolnăvise omul care pleca în India și trebuia engleză franceză neapărat. Pentru că indienii nu vorbesc franceză deloc, iar singura, iar francezii cu engleza pe vremea aia aiev... Da, da, uh, nu erau, uh, da, nu erau prieteni. Da, nu erau. Mi-aduc aminte că am, am stat și m-am întrebat vreo 10 minute când Uh, m-a întrebat cineva dacă uh, Jem Dunil e Michael Jackson. Adică dacă în practică le Danhill și Michael Jackson. Dunil. Da, Dunil. <laughs> și oricum, e o țară care m-a primit și sunt recunoscător. N-am vrut, vrut să fie nimic pe în această mică deviație. Da, da, da. Dar uh, cert este că au spus, avem nevoie de unul cu engleză și... Am luat cărțile, dar cum să bagi atâtea informații? Și am am trăit acolo destul de emoționat. Am ajuns în India, aveam de făcut un traseu îngrozitor de greu. Agra, Varanasi, sau Benares, cum îi spun indienii, sa mod Cajurau la Temple. Era un traseu complicat, nu știam nimic de locul are. Mă gândeam ce, cum mă, mă descurc, că trebuie să fii. Și cum ai scos-o la capăt? Păi a venit un ghid uh, uh, indian care mergea cu mine. Da? și care mi-a zis, eu îți spun în engleză și tu spui, da, era sărăcuț, rău și el a... Și când am văzut că tot se uitau la mine și mă întreau câte ceva, am zis, stai-mă puțin că am citit Și m-am agățat de Eliade. Și le-am spus niște povești de mă ascultau ea, se uitau la mine ca la nu știu ce. Să termină... Tot citit ăsta, Dane. Să termină tot și îmi spun că trebuie să mai rămân o săptămână, că Domnul nu s-a însănătoșit. Deci eu nu m-am întors cu grupul, au trimis alt grup, eu am rămas acolo. Când, că domnul trebuia să vină, l-au zis, bă, da. Să, da, și da, da, gata, da, facem da, da. switch-ul, că el era te, de, Da, uh, da, era titular. specializat în, în India. Era titular pe India. Așa. <laughs> am mai trecut o săptămână și ăla în s-a însănătoșit. Dar în a doua săptămână de la prima, da? au ajuns rapoartele despre mine, că fiecare turist primea o chestie care era, scriau ceva care avea ștampil, timbru și tot și doar o puneau la poștă. Adică nu trebuia să facă ei. niciun efort, Și, și, o și m-au spus aia că niciodată niciun ghid n-a avut 80% feedback pozitiv și că s-au gândit bine rămâi acolo. Rămâi acolo. Și atunci am rămas șapte luni de zile în India. Mi-au trimis haine, -au, adică au zis tot ce vrei, mi-au trimis bani. Și acolo a început marea mea întâlnire cu, cu civilizația, civilizația aia, pe care de acolo. nu înțelegeam deloc. Am înțeles ce înseamnă uh, meseria asta făcută în alte părți unde aveam de făcut repatrieri? S-au întâmplat pașapoarte pierdute, am avut chiar și un deces, dar cel mai des erau pașapoartele furate. Dar nu furate de oameni. Exau un templu, templul mai hoațe se numea, unde uh, fiecare turist avea un însoțitor, un puști, un copil care avea o jordie. Trebuia să-i dai 5 rupii elui. Asta, îi luai la intrare. Trebuia organizat totul. Uh, și Ăsta stătea și dacă venea vreo mai să fure vreo poșetă sau vreo nu știu ce, ăsta o articula. Că n-aveai timp, erau foarte multe. Și când eu am ajuns acolo prima dată și-l-am zis, uite, ai grup de 42 de persoane, ne trebuie cel puțin 20 de copii, dar pentru că sunt și singur, eu zic să luăm 30. Și am zis, bă, precis, să stai în al lui, cum să luăm 30, că aveam bugetul. Eu vreau să administrez bugetul dat de companie. Și asta a spus, nu, trebuie să luăm 30, nu avem ce face. Și a cine mă ce să furem? Nu, nobody stealing, my, my friend. Și zice, uite-te pe acolo, ce uite, acolo sunt două aparate de fotografiat, acolo sunt două genți cu pașapoarte și, fiind templu Sacru, nu avem voie să ne ce să le luăm. Au trebuit doamnele să plece la Deli să-și facă la, cons la consulat alte pașapoarte. Și m-a convins și am luat uh, chestia asta. pe de altă parte, au fost momentele minunate cu... Cu felul în care mă manipula, văzând, el s-a prins imediat că sunt pafarist. Imediat. Și a dat seama, mă, mă, că a venit ăsta. Pentru că se împart tot felul de lucruri. Ghiduș, împarte cu cei doi ghizi și împart. Până când într-o seară eram, cred că Agra, da? A venit la mine uh, cineva și mi-a spus, sunt doi domni care vor să vă vorbească. Și a zis, da, a venit acolo, în grădinița unde eram, și a zis, uite, noi suntem de la asociația din... Uh, emporiumul pe care îl vizitat de fiecare dată, că erau acolo sunt pietre semiprețioase în Agra. Sunt șlefuitoria, dacă te uiți pe net, o să vezi ce meserii au cu roțile ca roțile de olar. Și e o mare industrie de pietre semiprețioase. Și toți turiștii când au acolo erau duși într-un fel de fabrică din asta care era pusă într-un bazar de pietre prețioase care era nu știu ce, nu știu cum, și ăștia au spus zice, și zic păi da, mergem, venim mâine, nicio problemă. Dice, da, dar știți că ghidul dumneavoastră, fra, ăsta uh, indian, merge pe partea elaltă și noi suntem pe partea asta. Și am da. zis, care e problema? Păi, tu ești ceea, cea. ceea ce e... De la mare. la mare. Cum adică? Păi, tre ai putea să decizi să mergi pe la noi, că noi am avea aici, uite, și -a zis, nu, 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 vreau nimic. Veniți să recuplicul cu, plicul, cu șpaga. Și ai nu vreau nimic. Și uh, a doua zi am spus lui ăsta, da, cu tare, zi, hai că facem, ne încolonăm cu aia, cu bețișorul și facem traseu. Era hartă, era de complicat. Și am zis, am luat harta și am făcut alt traseu, că mi-au dat oamenii harta cu traseu. Și am zic, nu, se modifică, mergem pe aici, să uită la, la mine, cum să mergem pe acolo? Că, păi de ce să nu mergem pe acolo? Păi nu, că e periculos, că, bă, de ce să nu mergem? Și ai bine, dacă vreți, dar eu nu răspund. Nu răspunzi. Și am făcut turul celălalt, care era identic cu ăla, după partea cealaltă. Am ajuns în final acolo și seara au venit domnii la mine. M-au căutat, au bătut la cameră, au intrat și au zis mulțumim, nu știu ce, nu știu cum, că a fost foarte bine și am văzut un plic cu bani. Franci-francezi. Fran nu, că turiștii cumpărau direct în. Da. Și m-am uitat, am văzut pe grosime, am văzut hârtirea de 500 de france, am zis, o le, ce ai băie aici. Și am stat de vorbă, am băut un ceai ca acolo să bea un ceai și la un moment dat au plecat. Și am zis, stați puțin, că plicul cu bani, nu l-ați luat, nu am împărțit banii. Păi... ce nu, asta e partea ta. 4.000 de franci. Și m-am dus la băiatul ăla și am arătat, am zis, cum e. A, că stai puțin, că nu știu ce. Și am luat frâiele întregii povești, da. făcând și foarte multe greșeli, pentru că te duci și în partea cealaltă. Normal. 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 La, la gațul la Benares. <laughs> normal. Îți dai seama că <laughs> el folosea totdeauna niște copii pe care îi trimiteam la hotel să aducă apa. Da. Când ieși de acolo, ești însetat, temperatură mare, iar ăștia vindeau apă care era cu băgată cu, cu seringă înăuntru. Adică puteai să faci orice la stomac. Și trebuia să vină apă sigilată de la hotel cu garanție că nu știu ce. Iar acești copii plecau cu noi de la început, după care luau o rixă, se duceau, aduceau apa, se întorceau, iar la sosire da. ne, ne trebuia să, deci să făcea asfințit, traversare, gange, veneau în partea asta, era bazarul și la plecare era întoarcere la hotel cu rixă, câte doi turiști cu fiecare. Da. Și eu, neștiind că am zis, hai că mă ocup eu ca să nu mai crezând că și acolo e de luat ceva, ceva? Și, și am zis am nevoie de niște, n-am vorbit cu cine trebuie și m-am trezit la final, nu cu cele 20 de rixe pe care le antamase tamase el, da? nu știu ce, pentru că erau 40 de oameni, și doi pe rixe, nu da? știu ce, cu vreo 80 de rixe. <laughs> de toți și i-am zis să descurcă și ați facea, nu știu, descurcă-te că ai deci mi-a trasă și el, la... băi, am luat cu greu 40, fiecare am, câte una. Am plătit încă vreo 40 să plece, că nu vreau să plece, nu se putea pleca de acolo. Să le dau la fiecare câte una și mi-am dat seama că în felul ăsta mi se diminuează profitul, uh, normal. profitul și a fost foarte frumos. Mai <laughs> de capul meu. Am mai făcut una tare, mi-am auzit aminte de ea. Erau, aveam câte un dolar de fiecare, de fiecare bagaj. Asta era regula. Ok. Deci fiecare om care căra primea un dolar de bagaj. Și aveam de la aeroport, treau duse, de acolo nu existau, erau oamenii, le luau, erau niște căruși curau bagajele la, la bandă, de la bandă treau duse la, la Auto autocar. de la autocar le duceau autocarul și de la în hol și din hol erau băieții care cărau la camere, că se puneau în fața camerei. Totul era organizat perfect. Numai că însemna un dolar, încă un dolar, încă un dolar. Deci 3 dolari per de bagaj. bagaj. fiecare om avea câte două bagaje, deci s-a da. da. Ăștia erau prevăzuți în buget, i aveam acolo pentru... Și am zis, mă, nu se poate, totuși e puțin cam mult, nu, nu merge. Nu, nu o facem noi într-un fel. Așa, și am aranjat în așa fel cu, cu care luau bagajele, da? să vină la bandă să le ia, să scutesc un dolar și le băgau direct la mașină. Și atunci acumulam și scăpam de un dolar. Ăia de, la, de sus rămânea și atunci, până la urmă, a mers perfect totul, și făceam o economie de un dolar por 40, să adunau bani. Să adunau bani, nu? Și până, când am ajuns în în Ia, hai că, sigur ai făcut card. o lată la un. Nu, n-am făcut o lată. O lată. Au venit ajungeam acolo turiștii primeau câte un cocktail de bineveniți, le se dau cheile, bagajele erau în, în fața camerei la fiecare sau în cameră, în funcție de da, 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 Și au venit vreo patru turiști la mine, ce, domne, totul este umid, gilav, ce s-a întâmplat? Bagajele astea sunt ude. Și am zis, nu se poate. Și m-am acolo, păi într-adevăr, musteau. Ude. Erau nu numai case erau și genți din astea de, da, de pânză. soft. Da. păi și într-adevăr, erau ude. Și m-am zis acolo și am întrebat, ce ați făcut? A, a plouat, nu? Zice, zice uh, șeful, n-am avut mașina astăzi și am venit cu frigorifica. <laughs> am luat bagaj și l la minus 20 care să. au stat la Și era distanță mare de la hotel. Și l-au la hotel, le-au scos acolo. 40 de grade. Fai de cap. Normal să dai seama. Imediat la, tu vezi la, la, la da. Da. <laughs> Fai de cap. <laughs> și s-a uh, terminat când, atunci când am. Băi, dar câte experiență ai acumulat da. în toată povestea? Nu asta am, numai până uh, acum. Da. Și suntem departe de. Păi, nu, că după aia când am terminat, eu lucram o zi da? și eram plătit două zile, pentru că eram la dispoziție. Când ești la dispoziție, dacă te suna la două noapte, trebuie să te duci. Furt, am spus. Orice întâmplă. Eram șef rezident pe... Venisera zghiți deja, adică crescuseam în poziție, da, da, făceam da, da. alte... Eram în, în, bine așezat. Și când s-a terminat, m-au întrebat ăștia dacă ce vreau. Vreau banii? Vreau să iau vacanță sau banii? Și am zis, ce e vacanță? Eu am fost în vacanță până acum. Ce să mai... Vreau banii. Și au zis, da, dar nu avem voie, că trebuie să trebuie să-ți dau măcar trei luni de zile, nu avem voie. Da. Adică nu se poate, că după aia te duci tu la prudom, iară, da. și ne reclam că te-am exploatat. Că... Și având alea trei luni de zile, am luat rucsacul și am coborât de la Delhi până în Sri Lanka. Se numea Ceylon. Tu ai continuat aventura. Da. Am luat toate... M-am dus în Goa, m-am dus în uh, Cenai, m-am dus, am, am fost uh, în, uh, în, uh, uh, Păcoastă, atunci când am ajuns în Goa, uh, Calcuta, uh, Bombay. Deci, făcând, cunoscând, având totuși un partener, o agenție de turism, l-am aranjat toate hotelurile în prețul uh, cel mai bun posibil pe care l-ar folosit ei nu stăteam în hotelurile în care stăteam înainte. Când veneam cu turiștii din Franța, stăteam numai în tajuri, taj. Erau foste palate de Maharaja care deveniseră hotel. Acum e o linie, taj. Da da, linie. da, 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 Am văzut unul și la Londra. E, eh, da, zăi să, eu fiind șeful grupului, eu făceam raportul hotelului, mie, mi se dea, deci, aveam, Ți se o, ce era mai bun. aveam o cameră cu un dormitor, un living cu un dormitor și cu un balcon, iar în living aveam o masă plină cu fructe de fiecare când ajungeam, iar eu am făcut o cotea la casă, merg la toaletă, făceam 47 de pași. Trebuia să mă gândesc bine. Noroc în cameră, că... în interiorul camerei. Da, da, da. Trebuia să mă gândesc bine că nu aveam probleme cu prostata. Da, da, da. Dar, da, da. dar trebuia și... să pleci de timp. Da. și ca să-ți imaginezi de fructe aveam, eu îmi chemam toți turiștii, 40 de oameni. Și îi servei. Uh, când era cât un eveniment, că dacă prindeam weekend erau nunți, nunți indiene, care erau cu fast la hotel, la taj, care cum sunt la noi oamenii care vor expunere și care le place ca la nuntă să fie, acolo totul se măsura în numărul de elefanți pe care le anuntă și stratul de grosime de petale de lotus. Fai de adică capul. veneau mașini din alte care... părți care cărau, pentru că uh, erau bogătani, care luau toate, toate fl uh, uh, florile de lotus să facă. Și se făceau un drum. Acum, vedeai bogăția și dacă se făcea drum de două persoane și grosuleța așa, și dacă era pentru alai și numărul de... Și atunci chemam oamenii și de acolo priveam ceremonia, că se făcea, era cu... Și la ce noi mai era, era un spectacol, da. mă, fără dar și Și bă. după ce plecau, nu se vedea că s-au luat drum fruct din masa aia. A, asta Atâta era, fructe, da, da. 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 Și după aia am plecat, am ajuns în zona aia, dar eu o poveste prea lungă, acolo, de acolo am luat barca cu pânze până în Madagascar, am coborât în Antaranarive, am traversat Africa până în Maroc și de acolo m-am întors în Franța după aproape patru luni de zile. Și tu tot ce îmi povestești acum nu e dintr-o carte pe care citi citit totul? E, nu, este o poveste absolut reală, dar... E film? E poate să... Pe bine, nu mă interesează dacă lumea crede sau nu crede. E film. Și uh, tot -ai mai întâlnit cu situația asta. Da. Dar știi aia, because I choose to believe sau, so. chiar dacă nu e adevărat, eu eu știu că am trăit-o și știu da. uh, în amănunt tot ce am făcut. Uh, și sunt multe astea. Astea sunt alea de început. Te explică tot. Te-ai întors după aia la Paris? Da, m-am întors la Paris și am continuat cu Dufel Frontier. Am continuat. Am avut uh, o poveste foarte. Cum ai ajuns în lumea tenisului? Uh, am continuat. Uh, între timp am primit pașaportul franțuzesc. Bun. Și am putut să mă întorc în România și am devenit șef rezident pe Bulgaria, zona litorală a Iugoslaviei și România și Turcia. Din partea agenției. Din partea agenției. Erau oameni care veneau aici, eram un fel de șefuleț. Și de fiecare dată se termina sezonul în, în septembrie Da. și în octombrie, când aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuie, o luam către casă. La München da. mă opream la Codruț Popescu, cu prietenul meu la care dormeam. Făceam ora de München. Adică la ora de la Piticu, la prietenul meu la Marghita da. sau la un hotel dacă nu era în, în zona o localitate. El. Da. Și după care o tăiam direct până la München. Fără oprire. fără oprire. Dar erau puține mașini în România, în Ungaria nu erau foarte multe și pe autostradă și aveam și o mașină. mașină. Aveam un Audi 4GT. Așa. Și am ajuns la München să dorm nimeni acasă. Și am mai tot sunat, m-am învârtit pe acolo, mă gândeam, o să plec. Atât de tare m-am enervat că nu era mm. cu acasă, încât m-am trezit. Și am zis, hai că eu ia o iau, mă duc, mai merg, văd și mă opresc la. pe autostradă. Și când să morc în mașină, ești un vecin și îmi spune în germana pe care o înțelegeam eu, dar el vorbind, cred că era polonez, la fel de aproximativ, îmi spune că codru, is da. Nu e aici, a plecat la München a plecat la Stuttgart la turneu. Și zic dar știu unde stă, ce, nu știu, nu mi-a spus doar că stă la Intercontinental. Am luat o, am zis, asta Stuttgart, e tur. O iau și eu. Nu, nu. Drumul ducea până la Stuttgart. Am a, zis, okay. nu mă mai opresc, mă opresc undeva. Când am ajuns pe lângă Stuttgart, am început să-mi cadă capul în volan și să și am luat -o, pe o Bretea, am ieșit, am intrat în Stuttgart și am trecut prin fața Intercontinentalului și am zis, băi, erau pat, sunt patru sau trei hoteluri. N-am cum să nimeresc eu chiar în fața hotelului ăsta, dar merită să încerc. Am intrat în hotel, am treiat Herr Popescu Codru. S-a uitat ce, da, dar nu e aici, zic, adică, de ce am nimerit bine. A apărut Codruț cu Cristi, prietenul meu, da? de aici din România, care lucra și el în Gașca acolo, și făceau primul turneu de la, se numea Stuttgart Classic, la Schleier Halle. era ediția întâi. Acest turneu a devenit Madridul de astăzi. Uh, de astăzi. Da. Turneile, uh, când își primesc licența... Uh, uh, Licențiatorii? Da, o ai și poți să te muți în ce oră. El a vrut sigur. să aducă și în România turneul la Ar mai contează. Și am ajuns în... Uh, am zis, băi, a, ce dor la noi, niciun fel de problemă. Hai că mergem. Au venit ei, s-au spălat că lucrau. Uh, eram așa de... Nu știam nimic. Și, și, și aerian, după da, drum. Și am zis, eu mă duc până jos la mașină să văd, să-mi iau și eu un bagaj, că nu vreau să-l iau pe tot, că aveam bagaj mare, dar da. mie mi-era frică ca tot românul să nu să să spargă, mașină. mașina. mașina. Da. Să sigur. Da, și, normal. Și, tu știi că eu a, și, am, și am, acum afară fac chestia asta. Asigur da. să fie. Și cobor și urc în lift cu Mechero și cu Connors. Păi așa e acolo, dacă am, era... Nu puteam să respir, Treceam mai rău încet, să nu-i deranjez. Au coborât sau la recepție, nu știu ce, -a, a venit, năstase, l-am văzut pățiriac, nu mă știa nimeni, am trecut, am așteptat un lift singur, am urcat și, băiți, să că mergem din seară la o pizzerie, știm noi, avem un prieten italian acolo, ne-am ne -am dus acolo o masă noi de uh, uh, cât eram, da. nu știu, trei sau patru români, da. și la un moment dat, foarte, cea mai bună pizzerie din, pe vremea aceea, un italian din, din Studac, și știu că a venit năstase și n avea masă. Ia, spunea, Herr, de ce nu ne-ați dat telefon, dar vă punem o masă, dar facem ceva. Noi am văzut. Da. Și din respect am spus, luați masa noastră, că ne găsim noi. Ăla a zis bine, nu trebuie, nu știu ce, s-a pus acolo la masă. Ăla când a văzut că ne șim, și știm cu nu, păi nu plecați nici voi, mai punem o masă și încă o masă, știi cum e. Și s-a făcut o masă din aia mai mare, care au venit toți. pe la miezul nopții a apărut și țiriac, îmbufnat ca un urs cum era el tot timpul. E, și am rămas, am condus, mi-a nu vrei să rămâi la turneu, nu prinzi așa ceva, e foarte mișto, nu știu. Și am rămas, am zis, acasă n-am ce face, aia am așteaptă. Rămân mă la turneu. Oricum, tu toată viața ai fost așa, când ți s-a spus, urși cu noi, vii cu da, noi, exact, mă, exact. mă bag. Da, m-am băgat și acolo și am stat, erau, mai erau câteva zile până începea turneul. Și atunci l-am cunoscut pe Dan Petrescu, în poziția de mare organizator de evenimente. Eu știam de la mare, când făceam schi nautic cu el, el era pe malul lacului lucra pe la, nu știu ce stațiune dincolo de la Neptun. Aventuri mari de tot, îl știam, îl admiram, el plecase primul în Germania, căsătorit cu uh, o ghidă, o delegată din Germania. Uh, o poveste din asta extraordinară, da, 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 reghine, da. o minune de femeie extraordinară. Dar, oricum, salut, salut, ce parcă te știu, da, mă știi. Uh, îi ascultam povestile când venise prima dată în România din Germania și a spus, uh, băi... Uh, ia vedeți mă că mâine trebuie să dăm drumul la treabă și n-aș vrea să ne prindă ăștia nepregătiți. Și mi uh, a zis nu știu cui, bă, ia apuca-te și vezi tu tot ce e nefăcut. Și el a zis, păi nu, stai că eu mai am de făcut aia. El a zis, păi stai puțin că noi încă lucrăm cu ea, să întindem terenul. El a spus, stai mai puțin. Deci, și a zis, zi mie că fac eu. Și el a zis, da, ce să, nu, nu știi tu ce să văd, ca nu știi care e treaba. Și zis, stai mai puțin, poate mă descurc. Și am făcut așa un tur cu ei, am notat toate lucrurile neîncheiate, neterminate. Erau lucruri care, ai că le facem dimineață, ca da? okay. să avansăm. Și se pare că totuși partea de muncă de asistent de regie a folosit, pentru că mintea mea a ordonată pe chestia asta, a făcut o chestie, nu și noaptea târziu a venit Siriac să facă finalul. Da. A adus și vreo patru pițe. că știa că suntem acolo și că nu apucat să nimeni să mănânce, că a doua zi începea toată treaba. Și a zis, păi gata, suntem gata, nu știu ce, nu știu cum. Bă, și m-am mâncat în curt. Vorbesc ne... Și am zis, nu, dar mai sunt niște probleme care nu cred că se pot face dimineața. Ăștia m-au fulgerat toți cu ochii. Ce faci, mă? Da, păi adus, ne aici, păi a... Ne Și a zis, păi care sunt? Și am scos hârtia mea, am spus, am cu calculați. A luat-o, s-a uitat, au plecat, au zis, da, 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 da bun. La ce oră veneați? Mâine la 10, turneul începea la ora 1. Mâine la 6 toată lumea aici și faceți chestia asta. A, a zis uh, Petrescu. Petrescu. Tireac uh, a văzut, a plecat, i-a zis și au petrescu nu mai știu ce. Și. Uh, a zis, da. Bun, a venit la șase, nu știu. Ne-am dus la hotel, a fost te în curte din cauza ta, băga și că nu știu ce. Nu stăteam noi bine stă... la o șpriță acum. Da, bă, ne, la și pe ne, ne trezim la, la ora 5 munt. acum să fim la șase la sală, cu întuneric, nu știu ce. Și bașca că pe tine nu te-a chemat, adică tu ai, ai, lovit și tu dormi la noi în cameră. Adică, și ai zis, bă, din, din, din solidaritate vin și eu cu voi. Și ne-am dus acolo, hai că terminăm repede. Am făcut și au mai fost niște întâmplări, apăruseră niște gen, genți MCM da. pe care le purtau nevestele jucătorilor. Și Petrescu cu un blan nebunit, cu un aparat de fotografie, să facă cineva fotografii nevestelor da. și pe la VIP-uri să poată să arate sponsorului că s-a expus. Și s a uitat la mine ce, bă, tu ești cu cinematografia, nu? Da. Și, zis, Fă -și tu niște poze, e ca aia, cum ziceau aia, mi-era la la facultate. În ce nici mă. În, în, în anul întâi. Stinge și mie <laughs> a, 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 e, e, De fapt să folosea pe la facultate. Tu la ce ești mă la actorie? Da. Uh, unul de la regine tu la ce ești mă la actorie? Stinge și mie stigara, Da, 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 frumos, că da. o să, o să de, te țin minte. Da, da. Și a zis, dar știi să faci poze? Și am zis, ca de și păi eu o să nu știu. Păi da, eu am făcut toată viața. Toată viața. Toată, am făcut poze. Normal. Ce, am făcut poze, nu știu ce, am rămas până la final. Am ajuns am văzut lucruri pe care nu credeam vreodată că voi putea vedea. Am fost la petrecerea jucătorilor la Perkins Park. L-am văzut pe de la mai povestit. S-a pus în genunchi în fața lui Tirec și a zis, pune mâna și pe mine să fac și eu reclamă cât fac ăștia. Uh, au fost niște momente wow, excepționale. Wow, wow. Și am la plecare, ăștia au plecat la München și eu trebuia să plec uh, la... Uh, Să-i uh, mai departe, Spre repornești da, că în Franța, Paris. nu? Cu o seară înainte, țiriac spune ce. Uh, Așteaptă-mă și pe mine la hotel, că vin uh, să stăm puțin de vorbă, dacă mâine pleci. Și așteaptă, știu, tu la hotel. I-au zis, hai la masă, eu nu știu ce, și zis, nu plec, mă, îl aștept pe țiriac. Normal. Bă, nu vine și înainte de ora 11.00, nu Bă, dacă vine, dacă vine, eu ce fac. Dar am stat acolo, în hol, frumos, nu știu ce. A venit. Și zice, de când stai aici? Zic, păi după la șapte. A, ai mâncat? N-am mâncat. dați un sandwich. Și o bere. Un sandwich showbere. și o bere. Și mi mi-a zis, uite, că nu știu ce, că eu fac o echipă de români, îmi place. Eu i-am zis, băi, eu stau bine, lucrez, am carieră. Da, am da, mâncat. da, da, da. Și zice, da, e, asta este. M-am gândit că vreau să adun cât mai mulți oameni în jurul meu. Noi avem un curs de management, iară, pentru pe mine mă interesează pentru relații de, cu televiziunea, cu media. Media, da, și te duci la școala aia și poate facem ceva ca să înveți să nu știu ce, nu știu cum. Și am zis, bine, mă gândesc. E ce bine, gândește-te, dar dacă Vezi că vrei? e tramvaiul în față și nu, închide ușile. Dacă vrei să faci ceva și chiar vrei, nu te duce după ce... Că... Și atunci am dat seama că, de fapt, aia cu ghidăria nu mă duce la film. Și ca în uh, ping la marginea drumului a fraților Strugaschi, da? am făcut un drum. Am zis, bă, dacă tot mă, mă duc către cinema și fac un ocol prin ghidărie, de ce să fac ocolul prin chestia asta, cât se poate? Mai Sigur. văd ceva, nu știu ce. Și m-am uh, întors, m-am dus la Paris, mi-am dat demisia, a fost un moment greu pentru mine, că plecam de la o slujbă garantată, cu bani frumoși. Și te duceai oarecum în și necunoscut. Și m-am dus și Petrescu a zis, bă, dacă ai venit, o să-ți dăm banii care trebuie. Era o companie în, în München, a lui în care erau angajați oamenii. Deci tot a fost, și acolo am rămas până la Revoluție. E, și din acel moment uh, am început să particip la organizarea de turnei. a fost turneul de fete, a fost, a fost enorm de multe lucruri. Dar Țiriacă îmi spunea, băi, ești umbra mea. Orice, în orice loc trebuie să stai în spatele meu. Și la un moment dat a plecat și ce, ce faci? A zis, mă duc să mă pici, ce faci? Și a zis, nu, eu nu. Zice, deci, după mine, orice fi. Că nu se știe când îmi vine o idee. Înțelegi, deci, eram interfață. A, acolo a fost foarte frumos. Am avut niște momente unice. Am, și am ajuns, practic, la a treia intersecție importantă, da? da după țiriac. Toca și Nicu Covaci. Da. Am ajuns la Țiriacă. Da, țiriac care a fost poate cea mai puternică, pentru că. De ce consider că a fost poate cea mai puternică? Pentru că de la el am învățat că lumea se împarte în vorbitori și făcători. Și că e foarte ușor să vorbești despre oricine sau să judeci orice, dar cel mai important e să faci. Și eu vedeam cum se poartă lumea cu el acolo, în, în Germania, intra în sală și se ridicau și aplaudau. Am auzit multe lucruri despre Siria, că a venit și că s-a îmbogățit în România, că a venit ca stat pe gratis. Eu știu cât făcea după un turneu de tenis, care erau, care marja lor de profit mare, imensă. Deci, nu vreau să... Poate îi fac rău acum, că poate nu vrea nimeni să știe, sau nici chiar el. El era milionar înainte de a veni în România. Iar faptul că în prima parte am stat mult pe lângă el, mult. Adică eu l-am văzut și îmbrăcat în moș Crăciun pentru copiii de la Casa Speranței. Am văzut și când a construit cele 9 vile, nu nouă case, câteva apartamente, nouă vile, vile în toată copii, regula. Copiii a când a construit bruteria, când a făcut contractul cu Metro să aducă prăjiturile de la Brașov, când copiii instituționalizați institu 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 după 18 ani erau cam ușuiți. El le-a dat meserii, le -a, a încercat să-i facă să aibă meserii. Îmi aduc aminte procesul cu fata aia pe care au vrut să o trimite să o înfieze în Italia cu ea care vreau să facă altceva. Știu, am fost de față când urla la Rodica, nu mă interesează, îmi faci rost de 20.000 de euro, de, de dolari, de cadouri pe, pe casă, nu mă interesează de unde. Și Rodica îi spunea, păi am încercat pe la sponsor, ia de la firmele mele. Deci, când vezi un om și trăiești cu un om care vezi efectiv ce face, mă, parcă nu ține să crezi că în toată lumea spune că e scârcit sau că a făcut aia sau că a făcut aia. Nu contest, nu vreau să mă bag, nu vreau să contrazic. Fiecare om are și problemele lui. Poate a făcut și foarte multe lucruri greșite, nu mă interesează. Tu spui ce ai văzut tu. Ce am văzut eu și ce te-a impresionat și pe tine. Ce m-a impresionat în acele momente. În acele momente în care băi, pot să uit că eram cu Georgica Iliescu, Dumnezeu să-l ierte, și cu încă cineva când ne-a spus că mâine plecăm cu Petre Roman. Eu îmi cumpărasem deja camera. A făcut George servile. Iliescu pentru cei care nu știu regizor de emisie, mare regizor de emisie. Da, da, la... A fost TV da, și după da, aia ProTV. Da. E, a fost chiar director general adjunct în ProTV. Da, la un moment dat. Deci eram cu George și cu, cu cine am făcut noi uh, uh, firma Dachino când eram, avem sediu în Gabriel Peri și a fost o asociere, a fost IT Grup D'Achino, Ion Siriac Grup D'Achino, în care noi ne-am despărțit, deci eu am cumpărat camera din banii mei câștigați acolo, am, am făcut primul studio de televiziune, el a venit cu partea de, de montaj, acolo s-au născut primele, primele uh, 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 idei de... De, de acolo s-a născut canalul de sport când am plecat, eu sunt o mie de povești, dar mi-aduc aminte că, că ne-a spus, eu eram în Germania. Da. Cu Mani, cu Neumann. Da, 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 de la Phoenix, pentru că da. între timp și ei fugiseră în, da, da, da. în Germania. Da, Și Phoenixii. îmi zice, bă, a sunat siriac. Și am cum adică a sunat. Deci, bă, țiriac, țiriac, da. Și îmi zice, mâine dimineață să fii la, la București. Disar să fi la București, că mâine dimineață plecăm la München. Și am zis, păi sunt în Germania. Și nu mă interesează. Și a zis, păi stai puțin, că nu, sunt, nu e avion direct. Și a zis, eu ți-a zis să fii, nu mă interesează dacă e avion direct sau nu. Uh, Asta zicea, avion... zicea, Ion Țiriac. Da. Cunosc că uh, Iei tu un avion de unde povestea. ești tu la Viena, iei altul la Istanbul, mai e unul până diseară ești aici. Da, da. Era dimineață, nu? Da, da, știu, și, știu. Și uh, eu am zis, păi da, cost, păi da, ți-a zis cineva că trebuie să plătești tu, tu vină cu, cu uh, a, și să plătesc. Și am ajuns, dimineața le-am suit într-un avion cu Petrica Roman, cu uh, mulți din politica română de astăzi, pe care știu, dar prefer să nu rămân decât la numele Roman, eu cu Georgica având uh, viză de Germania. Eu uh -huh. nu aveam nevoie că aveam pașaport franțesc. Și nu știu dacă a venit cu noi și Lucian Marinescu, care și el a fost în primul. Uh, unul dintre primii editori. Da, păi el a fost beta. Păi el a fost primul editor de la Dachino. Eu am poze cu ei, trei. Am făcut da, în da, Gabriel da, Peri. Poți să-l da, întrebi pe da, Lucian da, da. dacă avem niște poze Te cred, te, te, cred, te cred. E, Și eu că ei și el. am început uh, istoria mea în televiziune da. la Costinești în 1991. George Iliescu, regizor de emisie. Lucian Marinescu, da. regizor de montaj. Deci da. el monta. Și au fost în Germania fără viză. Am intrat, am fost preluați de mașini, ne-am dus la Genscher era cancelar. Da. Și pe aia ne-am mai dus în vreo trei landuri și țara am fost acasă. Că spunea George că, bă, dacă noi făceam o crimă în Germania, nici nu știau ăștia că am fost vreodată păi dacă pe acolo. Păi nu erați oficial nu, intrasem. Oficial nu intrasem. E, acele întâmplări uh, care făceau o translație către politică, mie nu-mi plăcea. Eu am spus că eu dacă vreau să fac chestia asta și vreau să fac primul studiu de televiziune, vreau să facem altceva. Nici într-un caz asta. Eu făcusem Chizboel, well, Stuttgart Classic, făcuse niște filme de sport, eram singurul care aveam acces la interviuri directe la Becker. Da, 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 de pentru înțeles. Că, pentru că nimeni, toată lumea, el era și un tip foarte special și mi-am dat seama că el devenise prea dependent de, de partea asta politică, se implicase prea tare, iar eu vreau să fac altceva. Am avut ruptura. Ei, tu, vrei să faci cinematografie, da. lucrurile sunt clare. Da, am avut ruptura, eu m-am luat camera și Adriana a luat grupul de montaj BTS, Bosch pentru beta era, și s da. l-am mutat la el acolo jos în pivniță. Eu mi-am văzut de treaba mea și am încercat să fac tot felul de ce am făcut eu. Ce ai făcut? Că am, de aici am demarat cunoscute. festivalul da Kino, am făcut alte lucruri. Da, cine a venit cu numele ăsta de curiozitate, care mi se pare excepțional? Da, chino. E da pentru cinema. Kino în germană înseamnă... A, așa l-ai da, da pentru cinema. Da, Kino. Era un... Da, a, a fost, a fost un moment în care... Ăsta este mai greu de spus și de redigerat, în care ne-a uh, furat uh, puțin uh, mințile uh, faptul că veneam din uh, străinătate. Adică, probabil și de la faptul că toată lumea se uita la mine altfel, uh, părea că știu mai multe lucruri, dar eu de fapt nu știam. Dar venind de acolo, mă nu se poate să nu știe. Și am început să cred eu ceea ce era greșit. Și mi se părea că bă, mă pricep la tot. Eram de o superficialitate rar întâlnită. Dar eram ca știuca. Nu putea să treacă ceva pe lângă mine să nu încerc să înghit, să am o... o eu o conștientizez acum. Mai ales că lumea să uita în gura mea. Eram venit din Franța, lucrasem cu Țiriac. Să și adunase ceva experiență. Da, da, așa că mulți la început au zis, e, faci tu festival de film. Că așa mi-a zis, Dragan Vasile, pleacă-mă de aici, fugi-mă de aici cu festivalul. Și așa mai departe, dar. Și tu festivalul, de fapt, de ce îl făceai? Doar din dragoste, tu nu Era, nu, nu, a, era am a, a, povestea? Nu, nu, am auzit uh, uh, niște studenți care vorbeau despre felul în care uh, nu apucă să vadă filme și nu au unde să-și arate filmele. Și atunci am, am zis, băi, hai să facem un festival de film. Sigur. Și am început uh, cu filme studențești. A fost o ediție națională la cinema central, chiar la Casa Armatei, da. lângă discoteca da, 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 știu, știu, știu. Vox Maris. Vox Maris da. care a devenit târziu Vox Maris, dar da, eu da. Îl spun ca locație. Și l-am avut pe Romul Rusan, am avut o pe Gina Patrici, sunt niște poze primul jur al festivalului de, de film de Chino și a fost un mare succes pentru că lumea a simțit nevoia, au venit toți. Anul viitor am adus studenți din străinătate, am fost tot studențesc da. și în anul 3 l-am făcut internațional de scurtmetraj. Atunci au apărut filmele Stomp cu. Da, Bronx, da, 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 Și au început să crească și uite așa, el s-a rostogolit singur și la un moment dat. Eu nu mi-am dat seama, adică nu, nu mi-am dat seama ce făcusem. Menționez că nu am primit niciun ban de la stat până la ediția 10. -a. Ediția 10. -a Când a, a fost prima ediție, Dan? 91. 91. Și cine a prezentat? N nu știu ce. n -a Nu, nu. A, pre a, Mihail a prezentat târziu. Târziu. Da. Dar mi-aduc aminte că la un moment dat, pentru că nimeni nu dea bani pentru un festival, iar acum toate festivalele sunt finanțate de, de, de stat. Dar mi-aduc aminte că la ediția 10-a deschideam cu pisica albă și pisica neagră o, cu custurița, da, în persoană aici. Aveam invitați pe frații Taviani și pe ăla care câștigase. Oscarul pentru muzică a venit Nicolas Piovani, da? care deci aveam niște invitați, Puțină lume știe că Jare nu a venit în România înainte de a fi cine este cu Levis cu filmul de scurtmetraj Șurubu. Mi aduc aminte când făceam festivalul la Palatul Național al Copiilor se îmbulzea lumea. Nu aveam locuri cât puteam să să arătăm, să deci era ceva... A fost o emulație extraordinară. A fost și un moment. Da, a fost Bun. un moment. Am văzut interviurile... Ca și la noaptea voratorilor da, mai târziu. Bașca, acolo, a fost altceva. Deci păi, s-au spart geamuri, acolo. Normal, la prime. Deci, uitându-mă retrospectiv, mi-am dat seama cât de, în cât de multe lucruri m-am băgat. Și cine a spus atunci, a spus foarte bine. Cea mai mare calitate a mea este superficialitatea. Că dacă nu eram superficial, a. rămâneam pe o chestie. Altă Asta e ok. Andy... Eu nu poți să faci atât de multe lucruri. Nu poți, n-ai cum. Deci fizic da, nu tu merge. Ai fost într-o, mie mi se pare că tu ai fost într-o goană nebună după marea ta dragoste, care este cinematografia, fără dar și poate. La care am ajuns la 50 La de care de ai ajuns în ce? E frumos că s-a împlinit până la urmă. Da, dar dacă am, când am, am citit ajuns... că și spuneai că la un moment dat acum, acum mi-am găsit și eu echilibru. Da. Și până și acasă. Da. Dar e, așa e, uneori când, -a... Am, când am intrat în cinematografie, persoana importantă, Becher, nu dau nume, a spus despre mine, bă, mi-era foarte simpatic cât organiza asta, de acum nu mai mi-e simpatic deloc. <laughs> când am început să fac film, dar nici asta nu contează. Contează faptul că, făcând așa o retrospectivă, vezi câte sunt și zici, păi, poate... Nu e adevărat, poate nu, nu, nu le-am făcut Da, nu e superficialitate deloc Acum acum, lucrurile încep să se explice Nici eu n-am știut mare parte dintre lucrurile Pe care mi le-ai povestit Sigur că dacă te întâlnești cu un om prima oară și îi spui direct Bă, eu am fost implicat în turism, în producție video În advertising, în actorie Am, am, scris, cărți. am scris cărți, în yachting În bucătărie, în stand-up comedy În impresariat internațional În televiziune, în regie și în poker Unor un o să zică Bă, hai mă da. Da, mi s-a întâmplat mie. Păi știu că ți s-a întâmplat. Mai taie da. coada la câine, exact. șeful. Da? lasă-o că... De după care intră pe Google și, bă, stai puțin că nu e chiar așa. Da. Fii atent. Și dacă intri pe Google și le vezi prima oară, zici, bă, stai mă puțin că ceva e în aici. Acum, dacă dai puțin povestea asta înapoi, mai dai o dată play la tot podcastul ăsta și o iei de la început până la sfârșit, vezi că toate astea au câte o explicație. Da. Și da. că nu e nimic întâmplător. Și că e destul de limpede pentru mine că tu ai alergat după această ai alergat după împlinirea ta, pe care tu ai considerat-o dintotdeauna ca fiind în cinematografie. Și abia când te-ai împlinit și ai ajuns la cinematografie, te-ai și liniștit și te-ai așezat și la casa ta, cum să spun. Da, dar e greșit. E greșit în sensul că trebuia să încep să fac, dacă vreau să fiu cineast adevărat, trebuia să încerc să fac chestia asta la timpul. Pentru că primul meu film era arăta ca un film de debut de student. Uh, tu te referi la Website Story? Da, acum? Website Story, care a fost așa un experiment o, cinematografic o, Nu regret că l-am făcut mai ales că a fost făcut cu Ce, cu banda acasă, cum ar veni. Toate, filmele toate filmele mele, minus filmele. două sunt da, făcute da. independent dar făcut pe un gen de improvizație care văd că acum se poartă din nou, hai să vedem cum să facem. Noi atunci. Eu i-am luat pe copiii la Znagov și ne-am jucat la filmul. Da. Și pe -aia am pus în situație. Da, am da. pus în situație pentru că metoda nu era nouă, dar era singura metodă prin care să faci un film cu bani puțini și în 10 zile sau 11 zile în care l-am făcut noi. Iar aici trebuie să spun că dacă nu era Giurgiu să-l vadă, cariera mea nu începea. Că totuși îți trebuie niște. Sigur, uh, sigur, sigur. Uh, uh, a, Tudor a văzut filmul meu. Și a spus, băi, nu e rău, hai să-l dăm pe ce în săl. Și am zis, eu, Bă, nu. uite că eu zic că se poate. Și a preluat Transilvania Film și l-a pus în săl și a avut succes. Ce pentru o parte a publicului. E un fel de... Eu îl poziționez într-o zonă în ce care, care lipsea acel clar, gen. Sigur Iar eu m-am îndreptat către el. Dar nu eram conștient că ăsta e genul de cina pe care vreau să-l fac eu. Și după aia am avut noroc tot cu Tudor, pentru că dacă nu făceam filmul ăsta, n-aș vrea să-l cunosc. M-a întrebat, n-ai vreun scenariu? Ce și i -am arătat zis, ursul. I-am arătat ursul și am plecat în uh, piciuri din astea internaționale, iar uh, la Codbus am câștigat uh, cel mai bun script, cu Tudor. Mă, ai un, ai un nas, mă, ai un nas la oameni, Dane. Ai pus pe cât un drum mulți oameni. Și acum mă refer la scena asta de stand-up comedy, care era atunci când, când, mă rog, când ai deschis Cafe Deco, ea era venise, nu, nu exista nimic, era... Și poate și puțin înaintea vremurilor. Și la noi, sigur, afară aveam un succes maxim. multe lucruri. Da, a apărut Seinfeld la noi și oarecum... Pablo Francisco știa lumea despre el. Nu, dar au fost... Aici, Aici pot să spun că acum am reușit să înțeleg mai bine din mesajele pe care le primesc. Da? Există o fotografie cu un grup de Chino la un concert Bregovici, printre ultimele, în care erau tot felul de oameni și văd, i-am văzut și mi-am dat seama câtă lume a trecut pe acolo și cred că 90% dintre ei au, uh, au îndrăznit să-mi spună cât de mult a contribuit uh, prezența mea în, în, existența lor, așa cum și alții au făcut mult pentru mine. Și mi-am dat seama ce oameni. Cătălin Mihescu, care acum este la Chis, ăsta care este la Adrian Popescu, care este la Gherila, Radu Budeș, care face ce face cu distribuția de publicitate în televiziune, Miruna Berescu, care este directoarea Festivalului de Film Anonimu, deci toți au, toți au ajuns, toți care au lucrat, îmi spun și acum, băi, pentru noi a fost o sursă de uh, inspirație felul în care te-ai purtat cu noi și felul în care făceai lucruri atât de îndrăznețe încât toți ne speriam că o să fie un, un eșec total. Și uh, așa au, Bine, a fost și o mitologie întreagă, eu am avut uh, neșansa de a fi etichetat. Uh, nu știu, Don Juan sau nu știu ce, din cauza relațiilor mele despre care niciodată nu prea am vrut să vorbesc, dar am făcut greșeala să o fac și uite că mi-a dăunat pentru că... Până și... Cea mai interesantă relație este cea cu Mihai Rădescu, pentru că bună vreme. Aici da. e foarte nosteriu. Deci, bună vreme era Dan Chișu și iubita lui Mihai Rădescu. Mai nou, acum se vorbește, Mihai uh, de fostul iubit al... Mihai Răzulescu. Da, că adică s-a schimbat puțin. Uh, uh, dai, deci, e pe dos. Dar uh, și Mihaela a fost o întâlnire excepțională și Mihaela chiar a fost... Uh, am simțit că poate mai mult. Eu mi-aduc aminte de primele emisiuni. Mi-aduc aminte de cearta cu Tatulici, că cine a descoperit-o pe Mihaela el spunea că el eu i-am spus cu mult înainte ca tu i-am dat emisiunea de cinema se numea Cine a tras pe 16 mm era o parafrază la Cine a tras în noi 16-22, de... sigur că da și avem invitați, l-am avut invitat invita pe Călinescu el ar exista în arhiva de la Tele7 și uh, acum el uită că a spus uh, m-am uitat în mod special la emisiunea ca să pot să o dau afară că nu sunt de acord uh, iar avea un fel unic de a uh, percepe lucrurile și avea o capacitate uh, în a, în a uh, duce idei, uh, a ține în direct, pentru că e foarte greu. Directul, tu știi că faci televiziune, da. când se aprinde luminița, aia, se întâmplă ceva cu oricine. Sigur. e acel de point of no return. Trebuie să știi ce spui că nu. Nu, nu mai există a, loc nu, de întors. Da. Și uh, mi-am dat seama uh, de capacitatea ei când. Uh, la una din edițiile Festivalului D'Achino, era o actriță care trebuia să prezinte și care a fost părăsită de iubitul ei și în seara în care trebuia să urcă, ea lucra cu mine, deci nici vorbă să fie prezentatoare sau nu, aia a venit plânsă toată, cu ochii umflați, s-a dus la un machiaj și l-a făcut, după care a început din nou să plângă, i s-a scos machiajul, ea trebuia să intre. Și am zis, păi ce facem? Avea niște liste, trebuia să da. De decenarea premiilor. Și Mihai a spus, hai că intru eu și am zis, mă, du-te mă de aici, cum e, e complicat, nu? Pardon, nu poți tu să faci așa ceva. Și ea ce a zis? Păi eu am făcut asta dintotdeauna, cum ziceai și tu. Nu, a luat la, s-a uitat, a citit și a spus, ba, da, mă. bă, eu cred că pot. Am zis nu, m-am zis, băi, o să intru eu. Asta este, nu vreau să fac chestia asta, mai ales că aveam mai multe intrări A adus de uh, prezentator. Nu? Da, ok. Și am zis, asta e. Eram la cineva studio. Am zis, dacă e să fie ăsta, să fie momentul în care... Și am stat cu emoții la marele dezastru. Și a urcat Mihaela, nu știu de unde a găsit, prezentă de spirit, mă uitam, deci eu mă uitam fascinat la ea, ea mă strigat pe mine pe scenă și eu nu plecam. E drept că din dezastru pe care îl vedeam, că știi cum e, din dezastru pe care îl vedeam, faptul că ea a fost poate puțin peste ok. Da. Adică n-a fost... Mie mi s-a părut că este genial. Mi s-a părut că este... Bă, a rezolvat situația. Nu mi-aduc aminte exact cum a fost, dar eu care încercam să cântăresc și vedeam nebunia de acolo, am zis că... Și de atunci mi-am dat seama că poate uh, relația noastră a fost foarte furtunoasă, deși a durat câțiva ani buni și cu Mihai am trăit enorm de multe lucruri, atât de interesante. Mihai era un personaj extra. M eu încercam să o deslușesc pe Mihaela. Era... Avea vână, avea uh, talent. Uh, și Mihaela, cred că era și în perioada... Da, și uh, avea dorință. Mihaela perioada citea, început, vroia să învețe. Ea făcuse uh, facultatea de... Sport. Nu? Sport, cum îmi plăcea mie să-i spun că ai făcut trei facultăți într-una. Într-una singură, da. A educație, a, fizică, fizică și, și sport, sport. Da, <laughs> uh, și, da, și folosit-o în film. În, da, în, da, da, în da, în da e bună. Și am avut momente, ne, au fost, cum să spun, nebunii de genul, care a fost total interpretat altcumva, când m-am certat cu Mihaela în mașină, râzând. Și ea a coborât și a trecut unul să ia cu autostopul și eu m-am dus după ea, ea râzând cu mine și i-a spus, bă, tu, vei, tu știi ce ai luat? Și ăla n-a mai înțeles că face mișto de el. Deci noi am avut certuri din asta dacă care se terminau foarte mișto. Da, da. Dar erau cu mult, după care... Uh, momentul meu de glorie cu Mihaela a fost când, după ce ne-am despărțit, după ce ea s-a combinat cu Ilan, da? când a fost mutată pe un performance fi extraordinar de la antenă, cu scandalul, cu procesul, cu nu știu ce, la B1, s-a da? pus problema să facă Mihaela o emisiune. Și Mihaela a spus, bă, singurul care poate să conceapă o emisiune pentru mine e Chișu. Ilan a spus, bă, tocmai cu chișul ca să lucrez. <laughs> nu știu de ce tu aici, <laughs> aici. Da, te, vrei să te duci. Uh, după care l-am cunoscut pe Ilan și și-a dat seama că... Putea să vă da? Și m-au chemat, am avut o negociere cu el și cu UNESCO și am zis, băi, putem să facem, uite, vin cu un proiect. Și am venit cu proiectul Punem Pariu cu Ivara. Și care era un fel de uh, emisiune de divertisment cu sport, cu challenge, Adică în prima emisiune am adus o daie de, de bungee jumping da. și fiecare invitat Mi aduc aminte. Fiecare invitat trebuia să pună pariu că face. Da. Și dacă nu sărea, avea o pedapsă care se filma și se dea în emisiunea viitoare. Deci încercam să combin tot ce știam da, despre televiziune, toate formatele pe care le văzusem în Franța. Că eram venit de acolo și că... Nu... Tot ce s-a Și mi-aduc aminte că Oana Sârbu n-a vrut să facă și a trebuit să fie menajeră la Rex. Și când venea și o vedeau pe ea, dar nu știu. Ei, toată cu camera filmată, Cum să facă acum astea. Sigur, adică sigur. Era, e, după aia am făcut schi nautic în piscină. Și de dat, asta mi-aduc aminte. Am dat foc la piscină când s-a supărat pe UNESCO pe noi. La Rex în Mamaia. La Rex în Mamaia. Da. Am, am, făcut uh, schi pe nisip cu... Cu, uh, cu uh, ATV-uri sau ce? Cu ATV-uri, da. Da, da. da, da, Deci am, făceam tot ce ne dea prin cap. Absolut tot ce Și emisiunea la un moment dat ajunsese să aibă un rating așa de mare, că mi-aduc aminte că Coca-Cola a venit și la noi și știu că am vorbit cu Teo, dar nu mi-aduc aminte că a spus zice, băi, Coca-Cola ne-a ne mișterat nou ne bugetul că s-a mutat la voi sau nu știu ce. Deci era o chestie concurențială până la urmă. Da mă, sigur. Iar azi, azi. asta cu, cu televiziunea am simțit-o bine, pentru că mi-aduc aminte și când am început mănânc de ce există. Că m-am dus la vântul și a spus puștile, eu nu-ți uh, dau bani, am putut să-ți dau bani. Dacă vrei, uh, dau niște minute de publicitate și, și l-a chemat pe Enache. Sorin. Da, și a zis, cât are, cât facem uh, asta? 13, Director pe, de programe, la 30, vremea 30, sau executiv trei, chiar. Slotul, 13.30 duminica. Așa 0.4, 0.6, ne ducem așa. Da. Și mi-a zis, uh, puți tu, îți dau 10.000 de euro pe punctul de rating. Așa a zis? Da. Și? 26. Ei serviți 26. 26 de mii. 26 pe emisiune. Dar îți dai seama că nu s-au luat toți banii, nu, după aia am avut publicitate, după care da, da, având banii ăștia, eu făceam emisiunea astăzi pe patinoar, da. mâine la pompieri, răspoi mine în, în India, după aia în Peru, după care în Da. Mă, în mă, -aduc aminte, da. după care în Africa. Deci noi, noi am făcut emisiuni, mănânc de ce există în părți ale lumii. Da, în mi, -aduc, mi aduc aminte am perfect, În, da, sigur, în sigur. Christchurch. Și era și Victor în poveste. Da, cu Victor. Am fost în Christchurch. Să reînchidea cercul din da, tineret. Da. În Christchurch am fost la revasta lui, care a fost șeful la știri de la Pro TV. Lui Sergiu Toader. Sergiu Toader. Deci eu îți dai seama. Noi am ajuns până acolo încât am făcut. Am călătorit. Care e stabilit azi... în Noua Zeelandă? Da, Noua Zeelandă. Da, am dus da, da. acasă la el. Sigur, sigur. Îți dai seama. De la care am și eu celebrul tricou da. al uh, All Blacks. Da. Deci, îți dai seama că nu, nu m-am gândit atunci dacă știam cât de mulți bani pot să economisesc, poate aș fi păstrat mai mult ca să fac film. Pentru că banii câștigați în televiziune da. s-au dus în filmul privat. Când contabila mea mi-a spus, zice, tu știi câți bani ai băgat în cinema? Și am zis, bă, eu bă două, trei de mii. Și când a făcut o coteară, a zis cu tot. Așa și ai zis cei... tu. Da, și cu toți ceilalți la care ai băgat bani în filme, 960 de mii de euro. <laughs> păi, asta, Dani, vers, bă... deci, asta înseamnă să iubești. Deci București nu no stop ca Nu ai vers, mai deja... ai nicio limită, nimic. Deci toate filmele astea nu să le... Și eu le făceam ieftin cu 2 300 de mii și la București non a venit uh, Codin cu jumătate din bani, deci au fost uh, oameni care au sprijinit. Uh... Și acolo ai avut nas, și acolo ai avut nas la Codin. Da. Ai un nas la oameni, mă, Danei simți? Simți cumva oamenii cu potențial? Uh, mă uitând uh, că practic tot ce a, tot ce a debutat în stand-up comedy. Da, a trecut pe la mine. și a trecut pe la tine? Uite-te acum unde sunt. Da, știu. Dar hai să spun cu Uite-te unde e Mihaela poziționată da, astăzi. Da, hai să spun. Bine, poți mai... să mai zic ceva? Da. În 1999 mi-ai făcut mie o propunere. Să facem o emisiune despre publicitate. Nu 99, 90 și... Ba da, 99. Și eu ți-am zis, Dane, pei noi suntem sănătoși la cap, păi lumea aruncă televizoarele pe geam când urmează pauza publicitare și tu zici să facem o emisiune despre publicitate? Și tu ai zis, mai gândește-te. Și ne-am reîntâlnit la ziua lui Ivan Patsaikhin. Da? Pe undeva, pe la club năstase se malul unui lac. Și ți-am zis, m-am mai gândit, mi se pare o nebunie, dar știi ce? Hai mă să o facem. Eu n-am vrut să spun asta de față cu tine, pentru că eu simt că tu știi că am contribuit într-un fel sau altul, pentru că discuția am avut-o cu Pepe uh, da, și cu Ion Biriș reluat, da. când erau producători ei, la birou, în birou, la buftea la Boncea. Când se să căuta nu știu ce, iar tu aveai o emisie, prezentai ceva, o roată, ceva, nu mai Prezentam tău și câștigi. Așa. Și ne-am intersectat, eu mă uitam și atunci am spus prima dată în birou, bă, Andi Moisescu. <laughs> și după aceea ți-am propus, sie, după care unii au fost reticenți și am spus, băi, să poate. Eu vedeam cum ești tu de volubil. Eu cred că am, am, am făcut o proiecție. De-aia, când mă uit la tine și eu. eu eu vedeam de atunci acest mă și această, da. această libertate de a... De a că uite cum era și Mihaela, să poți să vorbești, nu, nu toată lumea poate Așa să... Așa este, da, da, să... avem ceva în comun, ai dreptate da. ai simții perfect aici. Da. da, și mai sunt în oameni da. care și au trecut... Și după am plecat într-o poveste și o aventură frumoasă unde ne-am și apropiat foarte tare, unde, mă rog, am mai ajutat să descoper noaptea adevăratorilor de publicitate în formula ei originală de la Paris. În arhive, și de, în arhive și așa cu bursico, mai departe. Da, da, da. Și de, de aici acolo. începe o pasiune nebună care se declanșează pentru publicitate, și de aici încolo. Mă rog, construcțiile evoluează și, și, apropo, TV este tot o urmare firească a mărcii înregistrate Absolut. de atunci pe care am făcut-o noi împreună. Da, și marca... după aia tot ce se întâmplă și ceea ce facem astăzi e tot o urmare a ceea ce s-a întâmplat. Mi-a spus atunci. cineva că m-a descoperit pe genericul de la marca înregistrată, că eram trecut și eu la final. Sigur. Deci, da, nu mai știam de chestia asta. spus. Da, că... da, da, întotdeauna a fost asta. Și... Așa că s-au întâmplat, s-au întâmplat foarte de... multe lucruri. De... Da, da. De... Și acum îmi dau seama că toate lucrurile astea, absolut toate, îți spun încă o dată, toate au o explicație în momentul de față. Absolut. Adică la un moment dat mă întrebam, băi, de unde până unde, mă, skipper, să stea el pe barca lui, după care, știi că, asta doar pentru că omiți un episod foarte important din viața respectiv de Windsurfer. Absolut. Un om care a trăit, a câștigat bani din așa ceva, băi, tu atunci cuvântul știai... Știu, m am învățat de la ce care m-au învățat. La și la figura cuvântul. Da, am avut relații cu cuvântul și la propriu. Dar momentul ăla a fost crucial, că nu, nu, nu m-aș fi desprins niciodată. La mine tot timpul a fost ceva. La mine povestea cu cumpăratul bărci a fost determinată de momentul cu bulgărai, care au pierdut avionul de la Sofia. Cu concertul Bregoviș care putea să rateze și să creeze cel mai mare dezastru de 4600 de bilete vândute la sala palatului cu sponsor, cu tot. Da, mi-aduc aminte conceptul. de povestea asta că ai spus-o, ai da. -o la, micuțul la micuțul podcast. Micuț. Și da. cine n-a auzit, chiar am recomandare din suflet să meargă să vadă podcastul ăsta care e foarte mișto. Da, deci acolo, atunci am zis, băi, dacă nu o fac acum... Și să știi că momentul acela a fost cel de uh, relaxare totală, pentru că am început să scriu. Am început să mă reinventez. Hm. Să fac o socoteală am fost foarte nemulțumit de ce am făcut. Culmea. Deci eu eram nemulțumit. Mi se părea că mi-am ratat viața. Paradoxal, nu vreau să pare, nu știu cum, mi se părea că nu e, că n-am familie, că n-am aia, că sunt... Și uite că lucrurile exact cum s-au așezat ele, am ajuns în final să-mi cunosc actuala soție pe care eu o știam. Au fost tot felul de bărfe care ar fi existat ceva între noi. Neadevărat, total adevărat. nu știu au inventat ăștia, că după o aventură, după de acum 20 de ani, nu. Au fost niște momente de simpatie uh, efective, ea prezenta la, la uh, MAMAIA, uh, festivalul de, de, de muzică de la MAMAIA, cred că cu Beatman. Da. Uh, iar eu cu Țeavă, da. prieten de-o așa... Eu mai da. dau și nume de statistică, da. că mai sunt oameni care da. sunt uh, fani statistică. Am uh, uh, um, 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 organizat o petrecere, la, o, o terasă la Orfeu, o celebră petrecere, la care am chemat mai multe lume. Uh, știu că ea n-a venit la petrecere. Da, cred că e ziua lui Țeavă sau urmează ceva? A? În, uh, cu... Da, 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 cred, cred. Face 30 de ani. Da, și uite că... Uh, un picior. Uh, toată presa a spus că, nu știu total neadevărat, noi ne întâlnim unde? La premiera de la Selfie. Ne reîntâlnim. Eu joc cu Mihail în film, da? la Selfie. Alina joacă și ea în film, e vorba de Alina Achivulescu, actualmente Chisu, cum îi spune lumea, că nu avem noi. <laughs> da, 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 normal. Așa. Și începem să vorbim, ea era singură, eu eram singur. N-a fost o chestie rapidă, nu s-a întâmplat, n am mai tatonat, ne-am mai... Stai întâlnit. puțin, că nu mai aveai nici tu 21 de ani, aveai 25. Da. După care ne-am mai invitat toată dată, la masă la un restaurant, am mers... Nu, de fapt, m-au invitat pe mine și era și ea acolo. După care s-au întâmplat o mie de lucruri și i-am -am spus, băi, eu nu mă căsătoresc niciodată. Și a zis, doamne frește, niciodată, adică, adică ne-am ne uh, pus pe, pe tapet... Doi. Să-mi liniștiți, nu e pericol. Nu, deci am sub nicio orice, dar sub nicio formă asta. Sigur. Deci exact ceea ce spui că sub nicio formă... Aia se întâmplă. Aia se întâmplă. Pentru și... că încă o dată vin și spun dragostea face minuni. Da, a fost o chestie de echilibru maxim, pentru că am avut, am găsit în Alina o femeie care dă toleranță maximă. Și dai seama, eu aveam o faimă urâtă, auzeam tot felul de lucruri despre mine, auzise și ea. Într-un fel ne-am plâns puțin unul pe altul. Unul pe umărul celuilalt. Pe umărul celuilalt, pentru că și ea a avut o istorie întreagă la început cu presa asta de scandal care a spus și a spus, nu mai contează. Cert este că e un match incredibil. Absolut incredibil. Uite, suntem împreună mă bucur. de aproape șase foarte ani de zile. Mă bucur. Am călătorit foarte mult împreună și nu e niciun pic de, de și ea e foarte mișto, am spune, e normal la vârsta ta ce să mai fie să se tocească. Gata. Nici... Adică, știi că, zici, băi, nu, eu, eu am tras de câștigător. Să știi. aici recunosc că uh, exact acum. i am știut, dacă noi ne Combinam atunci, asta nu ieșea nu, nu nimic. nimic, clar. De fapt, toată viața ta a fost o călătorie pentru împlinire care a venit atunci când ai reușit să le pui pe toate în ordine, să acumulezi experiența necesară. Ai trecut prin toate astea. Poate așa ți-a fost scris, Dani, să treci prin toată aventura asta. Tu oricum ai fost un om înclinat către aventură de la bun început, încă de la întâlnirea ta cu Toca. Da, din, da, uh... da, da. da perioada liceului de la Brăila. Dacă stai să te gândești, aventură continuă. Și întotdeauna a trecut cât un autobuz care a zis, Dane, ce faci, urci? Urc, mă. Știi care este definiția ocaziei? Nu. Este o ființă îngrozitor de păroasă în față și chiar în spate. Dacă nu ai apucat-o când ți-a apărut, după aia, degeaba. Iar eu se pare că, tentat de aventură, cum am văzut ceva, m-am agățat. Neștiind unde mă duc. De multe ori, bine, dai seama că Poate lumea crede că noi vorbim de un traseu perfect, fără greșeală. Sunt foarte multe eșecuri. Cred. Am încercat, într-un moment, să aleg ceea ce știu că nu poate să devină un eșec ulterior. Aici a, a apărut înțelepciunea, dar târziu. Au fost lucruri îngrozitoare pe care le-am făcut. Au fost momente îngrozitoare pe care am trăit și acum. Adică vorbim de greșeli majore. Eu n-aș crede lumea că, bă, uite, că totul e... Nu. Nu, sigur, nu. este exact cam cum am încercat eu să fac în filmul ăsta, în 5 minute, să arăt cât de relativ este tot. Că ceva nu este alb, negru, că, fie ca... că personajele pot fi pozitive și negative în același timp. Sigur, sigur. Atât reporterița, cât și jandarmul. Adică nu am... Și nu era o chestie tezistă. Dar... Așa este. Și asta face parte din... Tot dintr-o Ă, împlinire și o împăcare Când dacă, văzate, dacă vrei. Pentru că tu faci acum un film despre iubirea necondiționată. Ai văzut că despre asta e filmul, de fapt. 5 minute asta înseamnă. Să învățăm să iubim necondiționat. Asta e cel mai frumos băi, lucru pe lumea asta. Da, multe din subiectele mele sunt duc înspre. Următorul film la care lucrez este tot legat de chestia asta emoțională care are la bază iubirea. Dar bănuiesc că e ultimul film pe care o să-l fac, motiv pentru care îmi permit să... Aș vrea să-l denumesc Cântecul de Lebădă, de Doamne ferește, dar îmi permit să fac un film despre o zi din viața unui producător de film. De la 10 dimineața la 10 seara. Tot ce se întâmplă unui om, dar i-am adus și consoarta în povestea lui de o zi, da. și mâna lui dreaptă, omul care este face totul. Am adus și cel mai bun prieten. A, am creat uh, uh, elementele care pot să construiască o zi specială, acea zi unică. Știu că o să reproșeze foarte multă lume că sunt uh, lucruri puse cu mâna, dar uh, viața bate film. filmul. Am văzut acum când Colectiv uh, este la Oscar la două nominalizări, Așa e. pentru că Povestea de viață atât de puternică încât n-avei cum să nu. N-avei cum. Deci, ăsta e planul meu: să mai fac acest film despre. și acolo se întâmplă lucruri foarte interesante. Apropo de, apropo de valoare, de apreciere, de eșec, de percepția eșecului, de percepția succesului. Pentru că e ca în jandarmul ăsta, el crede că are o viață fericită, că este impecabil, are familie fericită, un copil fericit, o poziție extraordinară, este adulat de către... Dar e total wrong, adică tot ce face cu familia de fapt. Și el are boală pe jurnalista asta, nu pentru că ea neapărat s-a agățat cabul dogu de el, ci pentru că realizează că nu ia ea i-a terminat viața. Viața lui, doar ea doar i-a atras atenția. Așa e. Ce viață de rahat a dus până atunci. Cum s-a comportat cu tasul, cu nevastă sa, cu fisul, cu, cu fisa. și așa mai departe. Așa e. Și într pot cât pot e o perioadă mai dificilă poate. și filmul ăsta a avut într-un fel ghinion, dacă stăm să ne gândim. Mare. Pentru că el ar fi putut foarte bine să fie lansat în 2019, înainte de orice pandemie, în toamnă. Da. Dar n-a fost să fie așa. O alegere. O alegere, da. Uneori se întâmplă și chestiuni de genul ăsta. Aș vrea să le spunem oamenilor că filmul e pe Netflix acum și îl pot vedea și invităm să vadă filmul ăsta. Da, am avut... Și de altfel toate filmele tale sunt absolut. în momentul ăsta disponibile ori pe platforma cinepub.ro ori, ori pe Netflix. Ori pe Netflix. Iar ultimul, cel cu pandemia, surprinzător, a fost cumpărat de HBO. A, e pe HBO, ce frumos. HBO Go, da. Ce frumos. Deci nu mă așteptam pentru că filmul ăla, noi am vorbit de el, a fost făcut... Da, uh, da, 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 da. Nouă povești, așa cum și acum am primit un trailer făcut de... Un distribuitor din Argentina l-a da? postat la mine pe Facebook, care trebuie să recunosc e mai bun decât trailerul nostru. <laughs> <laughs> și... Eu am căutat și nu l-am găsit. Nu, no, dacă te uiți la mine pe Facebook o să-l vezi. Ok. Și în continuare îmi dau seama că uh, talentul iese indiferent de limbă și indiferent de... Iar uh, o poveste interesantă uh, altoită cu talent iese mult în... Sigur. Pentru că toți sunt foarte talentați. Sigur. Toți sunt foarte talentați sigur. toți sunt foarte talentați. sigur, sigur. Dar povestea câinelui lui Huțuleac și a uh, pușcăriașei lui Ilona da, da, da. sunt vârfle. Da, da, adică din com eu îmi dau seama din comentarii că alea sunt... Uh... Sigur. Fără, fără, fără dar și poate. Fără dar și poate. Ca să preiau o glumă cu care am și promovat cât am putut noi uh, cele nouă povești de dragoste și ură din pandemie. În acest ultim film, în care e vorba despre viața, o zi din viața unui producător de film. Va juca și Mihai Bobonete? Deci, am avut multe discuții cu Bobo. Și Bobo este poate cel mai apropiat de mine. Toți sunt apropiați, dar Bobo este poate cel mai apropiat de mine. Eu am spus că există șansa ca la Cerbințiu să-l să, să pună lacăte în jur și că mi-aș fi dorit să facă ceva ieșit din, din zonă. Și am scris într-o vreme gândindu-mă la el pentru... Da, dar nu, de uh -huh. nu știu dacă va putea. Nu trebuie să spun. Cred că am făcut o prostie. Dacă vrei, nu difuzez. Pun invers. Și îl punem pe Bobo să chine, să înregistreze, să dea river, să vadă ce ai zis. Da. Foarte bună idee. Nu e mișto? Da, da, da. Foarte bine. Deci, asta e. Eu, e talentat. Și are o energie deosebită. Nu nu pot să spun... Dar frica, frica oricărui regizor când folosește un actor este să nu cadă în, în ceea ce este el de fapt, care este percepția lumii despre el. Și dau un exemplu. Văncică, a jucat în bacalaureat. Da. Când la, eram în sală când a apărut lumea ce o să râdă. El era un polițist acolo, Nu avea nimic. Era foarte serios. Așa că eu cred că oamenii care se încarcă cu atât de mult, uh, o ștampilă atât de solid pusă, uh, bă, e bobonete, trebuie să râdem. Sigur. Înțelegi? Da. Eu cred, i-am spus, tu trebuie să faci ceva, ori în teatru, că altfel rămâi, dacă nu te apuci repede să, să arăți că poți și altceva, să nu fii pe viață catalogat ca ăsta. Da, dar e pentru prima oară că mi se întâmplă așa ceva, de regulă podcasturile mele se opresc la o oră. Noi am depășit Două ore. Bine. Oh, da. Uh, nici nu vreau să mă gândesc cât îmi va lua montajul partea că la mine intră după aia într-o continuă, dar vreau să spun că o să o fac cu tot sufletul. Mulțumesc, mult. Și aș vrea să-ți mulțumesc foarte sincer pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru toți cei cărora, cum să zic, ne -ai, împreună ne pun, da? Ne-ai ne deschis ochii la timp. Mulțumesc și dacă tot mi-ar arătat poza aia. Aș vrea să-i transmit multe salutări mamei tale, cu care m-am înțeles extraordinar de la început. A fost o simpatie perfectă. Poate să spună și ea. Deci gașca aia care făcea mediafest festul, în care era Tatulici, era domnul Blair care, săracul, era destul de... Uh, era mama ta și... Noi, noi, noi doi am, am vibrat de la prima secundă. Nici nu mă mir. Da. Nici nu mă mir. Încă o dată îți mulțumesc frumos. Și da, eu da. Îți mulțumesc. Mare plăcere. Mulțumesc. Și bineînțeles, în speranța că nu vorbesc singur, vă mulțumesc vouă pentru răbdare și atenție. Poate că am exagerat puțin azi, dar chiar am vrut să fac asta pentru Dan. În păcat, deci, abia aștept să vă citesc neapărat comentariile mai jos. Sunt Andy Moisescu, mă înclin, voie bună!